Bă, în ce hal am ajuns? A trebuit să apară bulgarii să înceapă să protesteze? A trebuit să vină premierul Poloniei în România ca în sfârșit autoritățile din România să înțeleagă și ele cam cum e viața asta cu ucrainenii, da? Adică până acum degeaba strigau fermierii. Noi am făcut și o să vă arăt o secvență aici pe platforma Hai România. Dan Androni și Mirel Curea discutau acum, hăt, cred că vreo două săptămâni, mai bine, da? Cum au adus un nene ăsta care se ocupă cu agricultura, unul musc, da? Și ăla săracu a strigat aici, era în platoul podcastului și zicea, bă, ne-au nenorocit cerealele ucrainenilor, bă, ălea vin la preț de dumping, bă, ei îi lasă să transporte cu camioanele 10 de tone, 60 de tone, să încarce camioanele pe noi, dacă ne prind cu 24 de tone și dacă am pus o tonă în plus de grâu în camion, ne obtrag pe dreapta, ne amendează, iau dreptul de muncă șoferului de camion, păi ăștia n-aia contează, trec cu câte sunt încărcate, nu mai ai niciun fel de problemă, nu știu ce, hai noștri nu ziceau absolut nimic. Deci a trebuit să existe o revoltă a polonezilor și o revoltă a bulgarilor pentru că acest guvern Ciuca Bătăilor și restul Daia și toți politrucii români să înțeleagă și ei că este o problemă gravă în România la ora actuală, că avem niște fermieri în pragul falimentului pentru că, 1, n-au vândut marfa de anul trecut, deci ce s-a făcut anul trecut, la revedere, zace în depozite, 2, e secetă, e nenorocire să anunță un an agricol prost. 3. Cum mă naibii să concurezi cu prețurile de dumping ale cerealelor ucrainene? Atenție! La fel ca în cazul canalului Bâstroe, avem de-a face, bă, nu știu cum să-i mai spun în momentul de față, un soi de teamă, aproape ea spune. Deci eu cred că ăștia se tem să zică ceva de ucraineni. Nu știu dacă se tem de Zelenski sau de prietenii mai mari ai lui Zelenski, protectorii lui Zelenski, știi? Același lucru se întâmplă și în presă, să știți, da? Deci am o grămadă de, hai să-i numesc, colegi de presă, da? Inși care ar zice, adică știu lucruri, ar zice și li se pare că nu e în regulă, că una ca alta. Bă, și mă uit la ei seara, din când în când mă așez în fund pe canapea așa și zapez, din când în când, pentru că nu mă mai uit la talk show-uri, m-am săturat, da. Am ajuns la vorba aia, nu mai știu cine a zis-o la un moment dat, că la televizor trebuie să apar, nu să te uiți. Ideea este că stau mai zapez din când în când, bă, și când îi văd cât de ipocriți sunt, de să duc și strigă slava Ucraina pe televizoare și ei sunt aia cu care eu, bând o cafea ceva mai devreme în ziua respectivă, îmi spuneau că, bă, e nebunie cu ucrainenii ăștia, uite-te ce le fac fermierilor români, ce urmă, dar nu zic nimic de treaba asta. Deci în momentul de față, noi avem o foarte mare problemă. Suntem incapabili să spunem, bă, cam ajunge. Suntem incapabili să spunem, bă, ucrainenii la muncă, mă, gata, hai, s-a terminat cu alea, cu ajutoarele pentru... Am înțeles, aveți probleme cu tare, dar uite, eu, de exemplu, nevastă mea caută, angajez o ucraineancă croitoreasă. Deci, am cu carte de muncă, cu îi fac bonuri de masă, salariu mega atractiv, da? Deci dacă e vreo ucraineancă să uite la ora asta și știe croitorie, da? Am un loc de muncă pentru ea. Înțelegeți? Plătit bine. Da? Sigur, și româncă, da? Ucraineancă, dacă vrei ca să arăt solidaritatea cu poporul ucrainean aflat în dificultate, da? Afacerea familiei Turcescu, afacere cu un atelier de croitorie mic, nu vă gândiți la vreo hală industrială sau ceva, da? Are nevoie de o croitoreasă, da? Atelierul e în zona Casa Presei, deci nu e o, adică e o chestie din asta așezată bine, nu știu ce, cu totul așa, taxe plătite, tot ce trebuie, da? Deci, ard de nerăbdare să întâlnesc o croitoreasă ucraineancă care vrea să muncească pe bani buni într-un atelier de croitorie. Dacă e cineva doritor, dați-mi un mesaj în privat, pe pagina de Facebook, cum vreți, chiar și pe chat-ul acestui podcast. Păi bă, gata, nu se mai poate, mă. Le-am dat de toate, da, le-am dat cazare, mâncare, bani de contare, acum i-am lăsat să traverseze cu cerealele, s-a terminat. Hai să intrăm un picuț într-o logică
în care, bă, te ajutăm, dar nu te pot ajuta în condițiile în care mie mi se dărâmă casa și trebuie să te ajut pe tine să ai grijă să nu cumva să te jignesc în vreun fel. La granița română-bulgară e un protest comun astăzi. Felicitări, dar atenție, o să vă dau o veste bombă. E un protest comun al fermierilor ucraineni și al fermierilor bulgari și români împotriva cerealelor intrate în Bulgaria și în România, care ar fi trebuit teoretic doar să tranziteze aceste țări ale noastre și ale bulgarilor și ale polonezilor, dar ce să vezi, au rămas pe aici, ca să zicem așa. Da? Prin urmare, astăzi este 30, da? La punctele de frontieră din Vidin, Ruse, Silistra și Cardam, da? Ba chiar și în portul Constanța pe 7 aprilie, da? Și apoi și la București, fermierii români se unesc cu ăștia bulgari, protestează la granițe, deci oamenii au început să ia atitudine, văzând că autoritățile sunt vai de capul și de mama lor. Foarte bine că se întâmplă treaba asta, dar vă spun o veste. Bă, la protestul fermierilor bulgari s-a alăturat și ministrul agriculturii din Bulgaria. Deci voi vă închipuiți în ce lume trăim noi astăzi? Deci ministrul agriculturii din Bulgaria, daia al lor, ca să zicem așa, s-a dus mă alături de fermierul bulgar și a zis: mămălicchi, mă, protestacchi, da, hai să găm cu tare împotriva cerealschi ucraineschi, da? Da? Mămălicicala. Pac, repede de tot. Au ieșit, urlă, țipă, nu știu ce. Acum, dincolo de orice glumă. Bă, deci, membrul de guvern bulgar strigă împreună cu fermierul bulgar. Acum, întrebarea e la cine strigați, mă? Da? Strigați la Zelenski? La americani? La Comisia Europeană? Premierul polonez aflat ieri la București ne-a dat o veste care voi m-a lăsat mut. Pă ciucă, nu că l-a lăsat mut, că el e mut oricum. Pă ciucă era așa. Dar pe noi ăștia lați, da, urmăriți o secvență în care ăsta al Poloniei vine și zice: bă, e groasă, e nenorocire curat. Sigur că după aia vine și ciucă, dacă înțelege cineva, râdeam și cu maestru Cristoiu, dacă înțelege cineva ce a vrut să spună ciucă, așteptăm traducerea. Dar uitați-vă la felul în care pune polonezul problema, atenție, venit la București. Deci premierul polonez a venit la București să spună: bă, e groasă, e nenorocire cu cerealele ucrainenilor. Băi, Comisia Europeană, voi trebuie să dați cam un miliard de euro de spăgubiri în momentul de față pentru ce au suferit agricultorii polonezi în condițiile în care am facilitat tranzitarea teritoriilor noastre pentru cerealele ucrainene. Pentru că ăștia au polonezi, da? Adică ei sunt și în prima linie a susținerii Ucrainei pentru agresiunea, în fața agresiunii ruse. Sunt. Polonezii sunt aia care zic: hai bă, Zelenski, dă-i în gură lui Putin, omoară. Da? Dar în același timp, când vine vorba de ai lor, polonezii zic: băi, stați mă puțin, mă. Am înțeles. Da, vă dăm aia cu tare, cu tare. Dar noi avem acum, cerem de la Comisia Europeană. Banul, tată. Ați vrut să treacă cerealele ucrainenilor pe la noi? Fără taxe vamale? Da? Ne-ați produs în momentul de față o gaură în economie și ne omorâți fermierii. Noi trebuie să-i despăgubim. Hai, scoateți bani. Și în momentul de față, premierul polonez, care, repet, are ouă, a venit la al nostru care n-are, da? S-o fi dus și la bulgar și se duce, vorbiți cu bulgarul: hai bă, front comun. Front comun, mă. Banul. Banul, mă. Banul. Scoateți banul ăștia de la Uniunea Europeană, că trebuie nu 10 milioane, nu 20, nu 30, nu tată. Sute de milioane de euro. Sute de milioane pentru fiecare dintre țările afectate. Ia privi secvența asta cu polonezul și cu al nostru sărac. Așa. Este vorba de trecerea cerealelor din Ucraina în România, Slovacia și Polonia, și aici luptăm pentru
ca aceste cereale să plece mai departe din țările noastre, ca Uniunea Europeană să ne ajute în realizarea politicii comerciale care se află în interesul strategiei Ucrainei și Europei Centrale, dar și în interesul economic, bine înțeles, al Poloniei și al României. Și suntem împreună angajați într-un demers în care să discutăm cu Comisia Europeană care vor trebui să fie mecanismele de a instrumentaliza trasabilitatea exporturilor din Ucraina și, desigur, destinația finală, astfel încât să evităm această speculă prin care prețurile de dumping au afectat fermierii, producătorii agricoli din țara noastră. Bă, să-l învețe cineva, mă, și pe ăsta să vorbească și el, mă, simplu. Subiect, predicat, complement direct, da? Adică nu e, bă, nimic niciodată, da? Cerealele ucrainene ne-au nenorocit. E simplu, mă, ciuc, da? Fermierii români sunt în colaps, punct. Cerem Comisiei Europene despăgubiri, punct. E simplu, mă. Subiect, predicat, complement direct. Nu trebuie, bă, să te complic. Trasabilitatea, căcat pe băsturi, bă, ce e, mă, cu ăștia, mă? De unde apar ăștia, mă? Ce e, bă, Tavi? Salut, bă, salut, Bogdan. Hey, salut. Bă, ce bă, e, bă, ăștia? Învață câte un cuvânt, cum e trasabilitate, reziliență. Narativ, reziliență. Mă, capul vostru de tâmpiți. Învață câte un cuvânt și îl folosesc tot timpul. Dar eu nu văd de ce ne-am impacientat. Noi, pe vremea panarioților, românul știe o chestie. Dom'le, nu e momentul. Întotdeauna el stă și zice, băi, se bată ăștia. Bă, nu e momentul, mă, să intervenim. Că oricum va fi. Esența românismului și a trecerii românului prin propria viață este, n-a fost niciodată să nu fie cumva. Deci, în momentul în care tu ai un dicton de ăsta și îl respecti cu sfințenie, bă, atunci aștept să se întâmple lucruri. Tu ai văzut vreun efort de politică externă la România? Ne bagă în seamă. Avem vreun proiect? Păi polonezul să zici, băi, hai să ne unim, hai să facem, hai să ne unim cu Ucraina. Băi, frate, deci el are niște idei, cumpără arme, își salvează poporul de la foamete. Bă, omul ăla face ceva. Dar noi, bă, să vedem ce zicem PNRR. Băi, frate, deci tu când a... Deci au trecut de când a făcut măgarul ăla PNRR-ul, la secret. Bă, nicio oficialitate românească n-a venit în fața propriului popor să zică, băi, frate, noi am trimis un document la Bruxelles, ăia ne citează din el și noi nu-l știm. A fost ținut la secret. Cum e posibil ca să-i stai să râdă aia și cu curul de noi? Deci, noi am făcut un proiect al României de acum nu știu câți ani. Poporul ăsta nu știe și majoritatea politicienilor nu știu ce scrie în el, mă. Deci, o asemenea țară care să se lase condusă de un bou, de tot felul de micimani și de nenorociți care ajung să dea cu creionul pe hârtie și să nu le pese. Băi, deci dacă tu, Robert, faci o emisiune și întrebi politicienii, băi, ce scrie în PNRR-ul ăla? Suntem de acord? Bă, dă-l naibii de PNRR, mă, Tavi, stai puțin, până la urmă e vorba de niște chestiuni foarte simple. De ce trebuie să vină, mă, unul din Polonia, da? Sau să ajungă la protest al fermierilor când tu, de fapt, ai în țara asta, ai asociația ale fermierilor, care cu siguranță au zis ceva până acum, n-au tăcut ca boii, stai să ne înțelegem foarte clar, da? Am avut noi, bă, am adus noi într-un podcast, dacă noi am adus un fermier aici, și o să vă arăt secvența, uitați-vă, de când... Pe cine interesează? Stai puțin, Manu, uite-te puțin, de când este emisiunea făcută de Andronic și de Curea cu muscă? Cât să fie? 3 săptămâni, ai cum să verifici un pic? Hai că o să caut eu să vedem aici, da. Că nu interesează pe nimeni, mă, noi suntem conduși. Ne-am obișnuit să fim conduși. Ca, eu nu înțeleg, noi ne raportăm la România ca fiind o țară independentă cu personalitate. Nu suntem. Stai să-ți fii atent aici. Uite, Bogdane, fii atent aici. Stai, mă, că am găsit, mă. Băi, voi vedeți ce scrie aici? Deci, și o să vă arăt secvența. Deci, atenție foarte mare. Deci, fiți atenți aici. Ia arată puțin asta, da?
Deci emisiunea Cine ne mai ferește de foamete, emisiunea, podcastul intitulat Cine ne mai ferește de foamete, de pe platforma Hai România, a fost făcut acum 2 luni de zile, da? Acum 2 luni de zile, da? Acum 2 luni de zile, ok? Deci, acum 2 luni de zile, uitați-vă ce spunea un fermier, Muscă îl cheamă, da? Mă iertați-l, omul face dezacorduri gramaticale, nu asta are importanță, că dă la sapă, nu dă cu pixul pe hârtie, ca să ne înțelegem foarte clar, da? Deci, da, deci, Muscă ăsta venea și spunea acum 2 luni de zile, taman ceea ce spun ăștia azi la ora asta, premierul polonez, Ciucă Băiguin și el ceva, ăia pe la granițe făcând în momentul de față proteste și așa mai departe. Uitați, priviți secvența asta cu acest fermier adus acum 2 luni de zile într-un podcast aici pe platforma Hai România, care spunea, bă, omul de la momentul ăla zicea exact ce se întâmplă în momentul de față de fierbe întreaga Europa de Est din cauza cerealelor ucrainene. Ia priviți! Domnul Ciucă și domnul Ciolacu, deci n-are nicio vină ministrul agriculturii, au plecat în Ucraina, au semnat acel acord de tranzitare a cerealelor din Ucraina, da, în România. Firmele astea, și să spunem clar de la început, că mie cu asta am venit aici să spun adevărul, n-am nicio... Dar eu v-am invitat. Situația este așa. Americani, firmele americane deține 28% din suprafața de teren a celor din Ucraina, din 40 de milioane de hectare. Îmi spuneți dumneavoastră cât face. 30%? Face mai mult decât suprafața milioane. Țării noastre. Acele cereale nu ajutăm pe Ucraina și ajutăm firmele americane care tranzitează pe aici. Firmele care venea, traderii care venea și făcea contract cu Muscă să vină să ia cereale, n-a mai venit niciunul. Iau de acolo, se ocupă de... N-a mai venit, nu? Se ocupă de cerealele ucrainene. Lui se duce, da, de aici, lume, vine pe tren, 6.000, da, de vagoane pe zi, vine tirul, vine... Pe Muscă, nu, pe Muscă nu-i permit. Deci aici vine durerea mea. De ce mă tratez pe mine mai rău decât îl tratez pe... Muscă n-avea voie să plece mai mult cu 24 de tone pe tir, pe șosea. Ei vine, ei pleacă cu 45 de tone. Și cu ce mai are mașina să-și ia aproape de 60. Dar fără taxe, fără absolut nimic. Dar nu distrug infrastructura? Păi distrug. Pe mine nu mă lasă. Pe mine mi-o oprește șoferul, dar amendă, distruge, ia permisul. Păi l-am las. Asta nu e datorită politicului de România? Adică, stai, Dumnezeu, să ne înțelegi eu cine sunt și cine e acel om. Și de ce-i permis lui? El neavând taxe și neavând nimic își permite să vândă. Eu înțeleg, da, că oamenii ăia trebuie ajutați, dar ar trebui ajutați și oamenii ăștia. Că nu pe oamenii ăia ajută. Am înțeles. Nici pe oamenii nu-i ajută. Am înțeles. Și nici de, vorba de bani. Acum, și da, nici de noi n-a ținut cont. Băi, oameni, nu trebuia să cheme traderii la discuții? Să spună așa, domnule. Și Muscă de aici, din studio, produce bani pentru statul român. Absolut. Da, că nu, e, nu produce pentru el. Plătește taxe, impozite. Și, are, da, mă, dar nu Muscă îi ține, da, pe ăștia la putere. Și să, și să vă spun, a, la și să vă spun de ce. Statul e dator la mine. Să vă spun de ce. În primul rând că eu cumpăr toate produsele cu TVA, iar eu tot ceea ce vând, vând fără TVA. Iar ca să te duci în ziua de astăzi să faci o cerere să-ți returnezi TVA-ul, mai bine apuci câmpii. Că te cheamă, te distruge până când zici, domne, îmi retrag cererea, nu mai îmi trebuie. Ați înțeles? Deci statul ăsta, în afară de impozitul pe venit sau pe profit pe care îl plătesc eu, este vorba de TVA-ul ăla pe care eu toate cerealele vând fără TVA. Iar tot ce cumpăr, inputul și toate astea este cu TVA. TVA, da. Statul nu ne respectă pe noi pentru treaba asta. Noi suntem infractorii din țara asta. Nu se merge multinaționale la verificare, nu se merge în supermarket, nu se merge nimic. Fermierul român. Cum sună, Bogdane, chestia asta? Sună exact pe trasabilitatea asta, Luciucă. Eu mi să-ți spun că acum nu contează care a zis mai devreme sau ce a zis, e foarte bună emisiunea asta pe care ai prezentat-o, dar ți-aduc aminte că noi aici, în podcastul tău, anul cândva în mai sau în iunie, eu îți spuneam, pentru că publicasem în Ziua News un amplu interviu cu șeful fermierilor, deci care era. Și atunci era problema orzului, șovăzului. Deci ăștia au tras primul semnal de alarmă atunci, că ei aveau contracte cu statul și că în urma contractelor, șovăzul și orzul trebuiau luate de pe când. Ei erau disperați pentru că mai aveau, nu știu, câteva zile, 10 zile care trebuiau recoltat și puse în silozuri. Silozuri care erau contractate, adică erau pe contract. Și
Ei nu puteau să bage în silozuri pentru că erau ocupate de cerealele ucrainene. Și în silozuri erau pline, și în portul Constanța se aflau nave. Și atunci ce au făcut? S-au dus la Ciucă, la băiatul ăsta cu trasabilitatea, care acum e foarte vocal și spune că trebuie să reacționăm și să facem și că fermierii noștri români, păi anul trecut, în mai sau iunie, fermierii români s-au dus la Ciucă, la guvern, cu acte, cu scrisoare, cu contractele în mână, cu tot. Și o spun lui Ciucă, băi, na, Ciucă, ce facem? Că ni se strică alea pe câmp, statul român, nu știu ce. Și au zis, ce rugăminte aveau ei? Ei au spus așa, în esență, domne, înțelegem, e război, e Ucraina, trebuie să-i ajutăm, e regulă. Dar dați drumul la toate cerealele alea să plece odată din silozuri. Noi înțelegem că trebuie să le vândă ucrainenii mai ieftin. Foarte bine să le vândă, să le dea pe piața europeană, pe piața din Africa, oriunde, dar să eliberăm silozurile. Să băgăm și noi, că noi murim de foame, putem și ni se strică asta. Și știi ce le-a spus Ciucă? A zis că nu se poate, că strategică, că e de război, că e partenerul NATO. Sunt scrise de mine, sunt consemnate, sunt în ziar de anul trecut. Le-a spus că partenerul NATO, că silozuri, că nu știu ce, că nu se poate și că să mai aștepte. Și că o să fie. Și ni s-au stricat, cerealele pe câmp. Deci asta. A doua fază despre care nu spunea, spus ceva fermierul, deci cu asta, deci Statele Unite dețin 38, între 38 și 42% din terenurile pentru cerealele din Ucraina în totalitate. E adevărat că poate din zonele bombardate o fi rămas până la urmă 28-30, dar în Ucraina este cel mai bun pământ din lume pentru agricultură. E cel mai fertil, până la 4 metri adâncime, are practic toate componentele nutritive cu tot, în ciuda faptului că au folosit glifosați și toate astea care distrug flora bacteriană și nutritivă din sol, tot reușe să supraviețuiesc. Dar ce este foarte important și n-a spus este că 18% din terenul le deține China. Deci în lume există 7 mari companii de astea care se ocupă cu cerealele și care le tranzacționează pe o bursă imensă, da? 5 companii sunt americane din astea mari, 2 sunt din China. Și acum o să înțeleagă lumea de ce, de pildă, în martie acum, ONU, împreună cu Rusia și cu Turcia, au prelungit acordul pentru cerealele de tranzitare prin Marea Neagră, către Bosfor-Dardanele. Deci, anul trecut a fost problema asta umanitară, dacă își aduce aminte lumea, care Rusia a zis, bine domne, să treacă navele, că e vorba de cereale, e vorba de mâncarea lumii. Deși cerealele ucrainene pe piața mondială reprezintă doar 6%. Da? 6, atâta reprezintă. 6%. De povestea aia că Ucraina ține toată planeta pe cereale, e fals. Bun. Și a fost băgată și cu sprijin american și cu sprijin din China, cu tot. De ce? Pentru că după aia la ONU au zis, domne, de fapt pentru ce s-au luptat Statele Unite prin ONU, după aia Turcia și Rusia și-au fost de acord, pentru că pe lângă cerealele americane trec cerealele din China, în care prietenul Xi le-a spus atunci lui prietenul Putin, bă nene, avem de scos cereale de acolo care se duc. China este în momentul de față, stochează cele mai multe produse, pe lângă alte chestiuni și alte minerale și alte resurse, stochează cel mai mult din grâne, adică are undeva între 38 și 40% din grânele necesare omenirii, pe lângă 60% din orez, din toate astea. Și atunci la ONU au venit cu turcii și cu toți, pentru că martie, acum, la sfârșit, pe 31 martie, expira acordul de tranzacționare. Și s-au speriat toți. De asta atunci am vorbit când țineam emisiunea despre Băstruie. Da? Băstruie s-a construit și s-a dragat ca un canal de rezervă, în primul rând pentru cereale, dacă veneau rușii, pentru că logica îți spune, bă, în caz de război, când ție îți dau sancțiunea din Occident, tu ce faci? Deci le tai și tu căile de transport, adică prin Marea Neagră, unde e jupân și vine Ucraina să le scoată, tu tai orice chestie de cereale. Nu, a fost un șoc anul trecut, pentru că rușii au zis, nu, domne, e regulă, dăm la popor să fie planeta fericită, să fie nu știu ce. Anul ăsta, când știau că vine 31 și acordul pică trebuie prelungit,
au băgat-o repede cu băstruie. Acum, că de-aia se vedea cum au băgat-o rapid cu băstruie, ca să facă loc la cereale, că vine iar aprilie și mai cu toate alea, când trebuie scoase cereale din Ucraina. Bun, numai că la ONU, Statele Unite, care dețin o suprafețe impresionante prin companii private în Ucraina, și chinezii, care dețin la rândul lor, au fost total de acord, că de regulă știi că China cu Rusia se opun la orice se dă la ONU cu Statele Unite. Au zis, nu domne, e regulă să se prelungească. Și turcii, care e a treia parte din treaba asta, care au înțeles ei, după cutremure, după de-astea, așa, înțeles, au zis, da domne, e de acord. Și au semnat toate cele trei, Rusia, ONU, nu, restul. Bun, și atunci, ca să realizăm pe ce lume ne aflăm, nu contează cerealele românești. Deci când au primit ordin Iohannis cu ciucă, bă, cerealele ucrainene sunt și ele trebuie să intre spre Europa să tranziteze România, pe de o parte trebuie să intre, dacă e cazul, pe brustroi, iar pe de altă parte trebuie să se ducă pe Marea Neagră. Și acum e interesant, deci ciucă ăla care a zis că nu putem face nimic, că e partenerul strategic, acum e vehement, vine pe chestia asta. Și știi ce mai e interesant? Din ce ai dat o filmare aia, n-a dat omanul pe toată, dar la un moment dat e fabulos. Vine polonezul și zice, numai noi, zice, Polonia și cu România, ce ne-am bătut, cum știu ce am făcut. Și eu mă miram când l-auzeam pe ăla, pe polonez, zic, bă, dar când ne-am bătut noi? Când nu ne-am bătut? Vreau să zic cu ăla, bă, mine, ne confuzi cu ungurii, tu ne confuzi cu... Zic, chiar ai venit la Budapest crezând... Era un căcăcios de europarlamentar pe care îl cunosc foarte bine, n-am să-i dau numele, dar îl mai spun o dată. Un căcăcios de europarlamentar azi dimineață pe un post de televiziune și zicea cum i-a adresat el Ursulei von der Leyen o plecăciune. O scrisoare prin care atrăgea atenția asupra situației dezastruoase în care se află fermierii români. Dar tot căcăciosul ăsta de europarlamentar, acum vreo câteva săptămâni, publica pe pagina lui de Facebook o poză în care, un selfie făcut așa cu Ursula von der Leyen, în care mai avea puțin și o săruta cu limbă cu tot, așa era o chestie din asta, știi, ceva de speriat. Era atât de fericit că se află lângă Ursula von der Leyen, de parcă se afla lângă Michael Jackson, înțelegi? Deci era ceva, o nebunie întreagă. Și acum făcea pe războinicul. Am trimis o scrisoare comisiei. Ce aveți, mă? Cine a ales-o, mă, pe Ursula von der Leyen? Nu sunteți, mă, voi acolo, Parlamentul European, mă? Veniți voi să spuneți de parcă vă duceți la Ursula von der Leyen, de parcă v-ați duce la aleasa lumii europene, mă? Cine e asta, mă? De unde a apărut asta de a deveni deodată stăpâna Europei, la care vă duceți în genunchi să cerșiți ce, mă? Drepturile voastre împiților. Da. Ideea este că noi am ajuns în situația asta. Trebuie să conștientizăm exact de ce am ajuns sclavii Europei. Pentru că odată cu intrarea noastră în UE, la câtva timp, comisarul pentru agricultură a fost al Franței. El se numea Dacian Cioloș. Atunci a început degringolada în agricultura română. Am fost obligați să dizolvăm Comtimul și toate combinatele astea care erau super dotate, pe care au și luat americanii, Comtimul era de americani. Și atunci au intrat pe piață toate multinaționalele și astea care vând, care cumpără. Și noi încet, încet am fost obligați să cedăm, să ne așezăm în genunchi în fața lor. Ai văzut, ieri oamenii aruncau laptele. Laptele care vine din alte părți de 10 ori mai scump. Și oamenii noștri își aruncă laptele la groapa de gunoi. Deci noi am ajuns sclavi prin intermediul românilor folosiți de această lume. Să ne imaginăm. Deci Uniunea Europeană nu este o uniune de prieteni care se ajută între ei. Nu. Acolo e vorba de piețe, de desfacere, de interese, corect, da. Dar știi despre ce mai e vorba? De interesul fiecarei țări. Bă, închide tu acolo ca să iei de la mine. Și noi ne prefacem că nu vedem nimic. Dar, repet, cu acordul unor români care și-au trădat țara, toate aceste lucruri au fost posibile. Noi nu ne-am revoltat niciodată. Și... Nu e o chestie de cum să zic, de râs. Dar mă, ca țară,
îți construiești viitorul pe niște acte pe care nu știi ce conțin. Băi, frate, deci atâta, așa un nivel jos de sclavie pe care l-am atins cu această clasă politică care a semnat întotdeauna împotriva țării noastre și cu... Și cu ținutul la ușă 15 ani sau cât dracu ne-au ținut cu Schengen. Băi, și asta e. Deci este uimitor cât de jos am putut să ajungem. Și noi ne mai uităm la francezi care pentru 2 ani, băi, stau în stradă de atâta timp și mai cârim ceva. La noi niciodată nu-i momentul. Că spuneai tu de colegii cu care vorbeai, una și alta fumau. Deci că Zaharia Stancu. Una vorbim, alta fumăm. Dar știi de ce e așa? Pentru că toți ăștia care nu au necuvântătoarele care vorbesc numai în spate, zic, bă, încă nu-i momentul. Lasă că vine momentul. Da. Vine până ai. Vine momentul, poate vine altcineva și rezolvă problema. De ce să riscăm noi? De ce să ne asumăm? Hai bă, să tăcem că mai bine. Hai să luăm un bănuț de acolo. Hai să luăm un bănuț de dincolo. Dai bă-n pizda, mă, zic că ne descurcăm noi și așa. Și vin băieții ăia și spune, care e ordinul? Păi ordinul este să vă distrugeți agricultura ca să câștige Ucraina. Da, ideea în sine e că noi nici acum, Tavi, nu ne-am revoltat. Ți se pare că ne-a revoltat noi? S-a revoltat polonezul la București. Da. S-a revoltat polonezul la București. După care am asistat că în Polonia, un val de proteste, deci au ieșit polonezii ca lumea acolo și sunt mulți de tot. Dar ce vreau să mai spun? O singură chestie. Tu știi care e problema noastră și a lui Ciucă ăsta nesimțit? Pentru că noi avem cel mai mic preț după Ungaria, după Ucraina de cereale pe piața europeană. Noi ne vindem cerealele din prima, că de-aia e problema fermierilor, le vindem din prima, deci pe cele luăm de la fermierii noștri cu un preț absolut de nimic, le băgăm în silozuri, le dăm pe piața europeană pe nimic. Noi ne importăm după aia celebrul a luat congelat, deci pentru că asta a ajuns politică de stat. Dacă ți aduce aminte anul trecut, și am aflat anul trecut în toamnă, a venit Ciolacu care a zis că guvernul vânduse curentul nostru, curentul, toată producția de curent a României pe cel mai mic preț din Europa, da, în primele 3 ale anului. E declarația lui Ciolacu, da? Și că acum în toamnă, când era totul foarte scump de se anunța criza energetică, da, trebuia să cumpărăm de 10 ori mai mult. E, așa facem cu cerealele. Deci cerealele astea pe care, da, într-adevăr, le dă la cel mai mic preț și ca să înțeleagă toată lumea, că atâta mai zic despre cereale, că e totul cu sucoață albă, este că Ursula, și readuc aminte mereu de treaba asta, Ursula von der Leyen personal a dus o campanie și a reușit în Comisia Europeană să ridice temporar interdicția pentru cerealele modificate genetic. A zis că temporar, da? A trecut un an de când e temporar. De când e temporar, exact, da. Da. Și a băgat cerealele modificate genetic. De ce? Pentru că erau cereale ucrainene care trebuia să pătrundă pe piața europeană într-o proporție foarte mare, în care au fost ținute în silozuri 60% din ele, între 45-60% în funcție de ce erau, grâne, ovăz, nu știu ce, și date mai departe pe piața europeană. Deci a fost o super afacere cu grânele modificate genetic din Ucraina. Da, Băi, Bogdane, dar nu numai grânele sunt cele mai ieftine, mă. Și oamenii sunt cei mai ieftini în România. Deci totul are un cap și o coadă. Deci sunt grânele cele mai ieftine și se pișe pe noi toți. Pentru că noi suntem cel mai ieftin, cel mai laș și cel mai îngenunchiat popor din Uniunea Europeană. Asta e. Deși presa are prețuri mici, probabil că cu câteva sute de euro ai rezolvat și tăcerea. Dar și în pauză e bine să vorbești, Robert, totuși. S-ar putea la un moment dat să nu mai vorbești nici în casă. Da, vreau să spun încă o chestiune care e importantă, s-a aflat astăzi în sfârșit. Colegii de la Gândul au înaintat o cerere la un moment dat către Ministerul de Externe solicitând să vadă acordul pe care l-a încheiat România în primăvara anului trecut, pentru a permite Ucrainei să tranziteze canalul Bâstroe, vase cu pescaj mai mare și așa mai departe, cu pavilion terț, mă rog. Știți toată chestiunea. Și a zis, domnule, documentul.
documentul prin care Ministerul de Externe român și cel ucrainean au creat această chestiune. Bă, răspunsul e halucinant. Nu există, bă, niciun document. Deci, ucrainenii, de fapt, nu, cred că americanii, ca să o spunem pe aia dreaptă, au sunat la Maie român și au zis, băi, băi, marș de aici. Marș, mă, lăsați-i pe ăștia să treacă cu grânele pe la Băstruie. Păi, cu ce vor ei? Ba? Să facă... Nu cu grânele noastre. Da, să treacă, cu grânele noastre. Aurescu a zis, păi, știți, că ăștia ar trebui să adâncească. Nu contează, mă, lăsați-i, mă, să treacă. Deci gata, să trece pe Băstruie, da, lăsați-i să adâncească. Da, șeful, da, știți, o fi zis Aurescu către secretarul de stat american. De aici nu cred că l-a sunat secretarul de stat american. Du-te, mă, că l-a are sunat curaj. Portarul secretarului de stat american și a zis chestia asta. Ce, băi, da, așa. Și Aurescu a zis, bine, am înțeles să trăiți. A sunat ucraineanul și a zis, boss, deci cum facem cu alea? Da, mă, puteți să treceți, niciun fel de problemă o să ai noștri. Deci atenție, bă, așa ceva este de neimaginat. Deci n-a existat un acord, n-a existat nimic. Deci la ora asta, adică a fost pe vorbe, ucrainenii au săpat, da? Având garanția că americanii au zis, da mă, merge, dați-i drumul cu tare, cu tare. Și ai noștri ca niște sclavi, mă, că nu poți să zici altfel. Bă, asta este situația. Au acceptat. Nu s-au dus ei să zică, bă, hai să faceți și noi o hârtie, mă. Traversați, da? Adâncimea să fie atât. Da, în momentul de față, ca să înțelegeți ucrainenii, vorba lui Tavi, urinează pe noi când vine vorba să zicem noi vrem să măsurăm. Ce vreți, mă, voi? Ce mă dăiești cu măsurările? Pleacă, bă, dăiești cu măsurările tale. Băi, la revedere, băi, la Robert, gară, îți mai aduci, la îți gară. Mai aduci aminte când era cel mai perfid lockdown. Erau amendați oamenii cu mii de lei. Totul era blocat. Băi, și în tot blocajul ăsta... O cohortă de câteva sute de oameni au traversat toată România în autobuze sub ochii poliției să se ducă la Sparanghel în Germania, da, cu avioane trimise de Germania. Și ce am aflat noi? Că și atunci, fără niciun act, Merkel i-a zis la... să pun mâna pe telefon și zis Orban, băi, boule, trimite-vă, dă-te, dracu, niște muncitori aici, să ne batem joc de ei. Ceea ce s-a și întâmplat. Fără, da. Era lockdown, nimeni n-a văzut pe lângă poliție. Bă, nu s-a mai anchetat chestia asta. Bun, aș vrea să, Tavi, aș vrea să înțeleg, o să ne oprim aici cu subiectul ăsta, ca pe post de concluzie. Deci, am alocat prima parte a dialogului nostru acestui subiect pentru că este unul extrem de important, care acționează ca o hârtie de turnesol. Cine nici astăzi nu vede că, de fapt, noi nu i-am ajutat pe ucraineni, ci noi am ajutat niște fonduri care au investiții mari în agricultură, să scoată cerealele, că altfel pierdeau bani niște băieți deștepți, da? Care au cumpărat terenuri în Ucraina. Și că toată treaba asta s-a făcut la un nivel atât de înalt încât România n-a avut decât să stea în poziția ghiocel să spună, da mă, treceți, fără taxe vamale, cu cât vreți să încălcați camioanele, cu 60 de tone. Treceți, mă, niciun fel de problemă, chit că în condițiile astea să duc dracului autostrăzile noastre astea cât o avea sau străzile pe care le-o avea. Bă, faceți-ne loc în Portul Constanța, o să ia. Gata, ăla de la Portul Constanța a dat deoparte toate navele care aveau contracte și au în Portul Constanța de 50 de ani unele dintre ele. Sunt companii care au contract cu Portul Constanța din anii 80. Ei au fost dați deoparte, li s-a spus. Deci partener de afaceri cu statul român. Și s-a spus, bă, la gară. Pe cum mă, stai că am treabă aici în Portul Constanța, la gară, mă, că vin cerealele ucrainene. Păi și ce mă auzi să ia? Dă-le măsa de cereale. Nu, tată, că e ordin de sus, li s-a spus. De sus, înțelegeți? Deci, atenție, în situația asta suntem. Prin urmare, mai lăsați-mă, mă, a se slăbi, bă, cu slava Ucraina. Deci, a se slăbi cu slava Ucraina. Le dăm orice, arme, chestii și așa mai departe. Dar eu dă mâine aș închide granițele pentru cerealele ucrainene. La revedere, mă, la gară! Plătiți sau? Asta e. Cine să plătească? Nu știu, bă, Comisia Europeană. Taxe vamale, cu tare. Trasabilitate ciucă, da? Ca să înțeleagă și poporul România, e simplu, bă. Da? Când a intrat camionul cu cereale, i-ai făcut coridor. N-are voie să te oprească nicăieri. Gogule, ai 2 ore jumate la dispoziție, cu pipi cu tot, da? Să traversezi de la graniță până în Portul Constanța. Nu te oprești nimic. Pentru pipi, 10 minute, punct, atât, nimic. Altceva nu se întâmplă. Ca să ne înțelegem. Și de la aia ai încărcat și cerele s-au dus în Egipt, unde vrei tu, în Africa, la Johannesburg, unde vrei tu. Da?
La revedere! Ce trasabilitate era, hat, să vedem, de zici, mamă, că ar intra, zici că ar pătrunde într-o galaxie nouă, cereal, camionul cu cereale. Nu, tată, e pe traseul României, bă, e pe șoselele noastre, ăstea de rahat, da? Ca să ne înțelegem, da? Gogule, ai 10 minute, îl urmărești cu GP, cu, te uiți pe o aplicație, mă, îl vezi când a intrat, când a ieșit. Care e problema? Da? Vreau să zicem la următorul subiect pe care vi-l propun astăzi, că e o chestie care pe mine mă îngrijorează și, mă rog, e interesant, sărim de la cerealele de la asta cu pe patru roți la o chestiune care vine peste noi. Elon Musk și nu numai el, da? Hai să arătăm. Da, Elon Musk e în fruntea acestei chestiuni. Mai mulți cercetători în inteligență artificială cer o pauză în antrenarea inteligenței artificiale mai puternice decât GPT-4. Adică zic, bă băieți, opriți în mama măsii experimentul ăsta prin care practic inteligența artificială face salturi, atenție, nu că vine peste noi. Salturi, sunt niște salturi fabuloase, da? Pentru că, bă, să ajunge la lucruri absolut incredibile. Deci, inteligența artificială, în momentul de față, e în stare să creeze fotografii de zici că sunt reale, dar personajele alea nu există. Se întâmplă niște lucruri. Până și ăștia, Interpol, au început să spună, bă, avem probleme. Sau Europol, nu știu care dintre ei, au zis, avem probleme, că sunt niște lucruri cu care nu reușim să ținem pasul, nu ne mai descurcăm. Deci lumea a intrat în momentul de față într-un soi de expansiune teribilă. Toată lumea cercetează cât mai motoare, cât mai chestia inteligență artificială și Elon Musk și ăștia au zis, bă, cerem o pauză de cel puțin 6 luni pentru că sunt riscuri pentru societate și umanitate, zic ei. E vorba de 1000 de persoane între cercetători, directori de companii din astea mari, pentru că, spun așa, sistemele puternice de inteligență artificială ar trebui să fie dezvoltate numai după ce suntem siguri că efectele lor vor fi pozitive și că riscurile lor vor putea fi gestionabile. Adică nu ne apucăm, dezvoltăm o chestie pe care o putem scăpa de mână. Da? Așa că să cere în momentul de față reglementare în domeniu, da? Dar asta e o chestiune, cum să spun, cred că Bogdan nu s-a cam deschis cutia Pandorei, deci cam greu în momentul ăsta, uite, Europol, că vorbeam de ea, avertizat cu privire la potențiala utilizarea abuzivă a sistemului în încercările de phishing, dezinformare și criminalitate informatică, da? Așa că în momentul de față e o discuție a naibii de puternică, da? Pe această chestiune, dar eu sunt convins că domn precum Klaus Schwab și alții sunt foarte bucuroși că se dezvoltă puternic povestea asta cu inteligența artificială. Da, chestia că nu numai că hackerii deja folosesc ChatGPT și au instrumente de pentru phishing, dar și alte acțiuni. Dar problema în sine și cu ce au atras ăștia atenția, eu zic că suntem, adică nu cred că se va întâmpla, zic la Elon Musk, pentru că din 2018 se vorbise deja că se atinge acel punct de the point of no return, adică punctul de la care nu te mai poți întoarce, pentru că forma primară a inteligenței artificiale de la care se exista, nu scăpase de sub control omului, se registrase prima dată rețelele sociale, da? Deci acele boturi care veneau și vedeau cu ce te ocupi tu, ce discuții există între ele, între personaje, adică erau tot erau, să zicem așa, în neprumbetă ce făcea ChatGPT, adică o chestie de conținut, de prelucrare de text și care după aia, în urma ei, practic să dea informații către servere și către companie care la rândul ei să vândă date, dacă de pildă Comaroni a vorbit cu Turcescu despre pescuit și atunci trebuia să avem numai unelte de pescuit și tot ce era, cu toate astea, dacă la un moment dat părăseai discuția sau te duceai către altă zonă, robotul venea și îți aducea de la alții pe wall anumite discuții ca să... Deci era o formă primă. Acum, deci în 2018 se punea problema că trebuie reglementat. Că asta o să ajungă la un nivel la care, iată, a ajuns asta. Deci ChatGPT, după un standard pe care de tip IQ de computer, deci nu IQ uman, adică conștient,
se află la nivelul de pregătire și de informații al unui profesor universitar. Și asta doar în câteva luni. Și s-a spus că în următoarele luni, până la sfârșitul anului, deci se ajunge la momentul în care ChatGPT întrece orice ce entitate umană ar putea avea viteză sau rapiditatea sau grupuri umane care pot face o cercetare sau pot sintetiza. Deci chiar dacă nu e la faza evident conștientă, nu are gândire proprie, dar ajunge la un moment în care practic ar putea prelua controlul. Ar putea prelua controlul în sensul că ChatGPT nu numai că face conținut după imagini, că își creează personaje fictive, că poate să, ține emisiuni de televiziune și de radio, dar își creează propriile, deja propriile coduri de programare, corect, fără intervenție umană, și pe care le poate să le dea mai departe în task-uri și în astea către alte computere. Deci, practic, în momentul în care, din punct de vedere financiar, doar să dăm ăsta, lanțul ăsta de blockchain-uri controlat prin internet sau alte activități și contracte și tranzacții cu tot și prin care entități de tipul ChatGPT pot decide și pot lua coduri proprii și pot prelua controlul, practic omenirea se află într-un pericol imens din mai multe puncte de vedere. Odată că există control asupra banilor, control asupra a tot ce gândești, ceea ce faci, a tot ceea ce ești observat și asta. Doi la mână. Merge către un sistem în care, din punct de vedere administrativ, se va face administrarea prin inteligența artificială prin tot. Și ceea ce este și mai grav este că pentru generațiile tinere vor fi scoase din joc și înlocuite. Nu vorbesc de ăștia care vor pierde joburile prin ChatGPT. Da, și asta e adevărat. Dar pune-te în situația în care o tânără generație obișnuită să nu mai gândească, să nu mai facă nimic din ceea ce a învățat să facă, va apela numai la ChatGPT, va cere informații de la o entitate de inteligență artificială și omenirea e într-un pericol de lipsă de creativitate. Adică creativitatea omenirii să fie oprită de creativitatea inteligenței artificiale, practic care să conducă și să coordoneze tot. Deci, văzând acest pericol, Elon Musk, știm că câțiva, au zis, domne, e în regulă. Acum, ai zis despre ei. Partea cealaltă, pentru că trebuie spus, un mare finanțator al OpenAI, adică al ChatGPT, este Microsoft. Este, tot ajungem la celebrul Bill Gates deja. Microsoft a pus la dispoziția servere, tone de servere, toată aparatura de calcul cu tot ce înseamnă pentru susținerea acestei inteligențe artificiale de tip ChatGPT. Iar un pericol major este că deja, am citit-o la alte roștire, că deja, fii atent, informațiile din ChatGPT migrează către alte sisteme. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de pildă, fii atent, tu ai, să zicem, zici că stăpânești ChatGPT-ul pentru că e pe serverele tale, că e în zona ta și că ai niște bariere, niște chestiuni de genul ăsta și îl ții izolat într-o zonă, da? Și că userii care vin folosesc ăsta doar din zona asta. În caz de pericol, închizi sistemul și gata, s-a oprit ChatGPT-ul, e tot în regulă, ai scos cum a tras sistemul, da? Problema este că deja inteligența artificială a ChatGPT migrează către alte zone ale internetului și se reorganizează, se repede, există, ți-am zis că deja își face coduri și tot și își programează, e ca și cum, fii atent, nu e conștient, dar încearcă să se salveze, știi, are asta, cum zice, că îmi scapă ideea asta umană, știi, spiritul de conservare, de uman, adică are o primă chestie artificială adevărată, prin care se regăsesc elemente primordiale de conservare. Și dacă scapă de sub control total, practic această inteligență artificială care intră, nu mai poate fi oprită, nu mai găsești, adică nu poți să scoți global netul din
Bogdan, vreau să anunț că vom trece imediat că îți dau cuvântul, doar să anunț atât că am lansat în urmă cu câteva minute un sondaj pe chatul nostru, nu e pe chat GPT, este pe chatul acestui podcast, pentru că vom trece la un subiect care cu siguranță e de dezbătut, sunt foarte multe lucruri de vorbit aici. Vom vorbi despre cash sau card și noi am pus aici două variante, cash sau card. Cineva ne-a sugerat, domnule, puneți și ambele. Nu, vrem să înțelegem cam care e trendul, cel puțin în rândul celor care privesc acest podcast, dacă ar prefera să plătească cash sau ar prefera să plătească cu cardul, așa că vă invit să votați. Suntem aproape 3000 de oameni care suntem în live în acest moment. Ar fi interesant să avem sute, poate chiar mii de voturi pentru acest sondaj, să vedem care este trendul. O să vorbim, e un subiect extraordinar de important și atenție, e un subiect care se discută la nivel mondial, adică nu vă închipuiți că e o chestiune care e acum dezbătută. Da. O singură informație mai vreau să dau că, deci problema care se mai pune și un alt pericol este că în urmă cu câteva zile Xiaomi, deci compania chinezească practic care a anunțat că va pune pe piață propria inteligență artificială de tip ChatGPT. Google la rândul are asta și deja se preconizează, adică nu se știe ce se va întâmpla dacă internetul devine stăpânit de aceste inteligențe artificiale care, iată, migrează în alte zone și în astea și nu se știe de ce se va întâmpla în urma unui război dacă toate statele sau părțile implicate vor folosi asta și mai spun atâta tari imediat așa, care va fi impactul asupra deep internetului, da? Deci partea neagră, deci dark internet, dark netul, care reprezintă 80% din netul real și dacă reușește inteligența artificială să pătrundă, nu că e greu să pătrundă, dar dacă reușește să intre în dark web și să se multiplice și să se conserve în dark web, practic e va fi de neoprit și pentru omenire nu va mai sta niciun mijloc tehnic, tehnologic, sub nicio formă, nici măcar, nu pot să-mi zic, nu pot scoate din priză tot. Pentru a opri așa ceva, da. 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 Tavi, te rog. Scos din priză și a murit și dark și light și... Da. Dar ideea e, eu vreau să apăs asupra unei chestii care mi se pare foarte bună la asta. Păi, vor tinerii ăștia trotinetiști, vor dispărea ăștia care vor să lucreze de acasă și care sunt creatori de conținut și fără de ei nu se mai poate și ei sunt consultanți. Păi, vor reînvăța, copiii ăștia vor reînvăța să muncească, mă băiete. Când se dă de jos de pe trotinetă, să facă ceva bun pe lumea asta. Deci asta s-a pierdut, pentru că și în nebunia asta cu inteligența artificială, dacă lumea ar fi știut să lucreze și nu s-ar fi mutat cu viața lor falsă pe internet, bă, ar fi văzut că se poate trăi altfel. Însă ce mi se pare incredibil de nasol este faptul că neomarxismul ăsta care n-a făcut decât rău acestei planete, bă, se insinuează din ce în ce mai mult în Europa. Eu cred că în Franța este o puternică, din ce mai citesc și eu, nu titlurile oficiale, cum știm că e bine să citim, eu mai citesc și este în Franța se produce o reacție la americanizarea Europei și a Parisului și a Franței în general. Deci s-a produs următorul fenomen. Se încearcă dezlipirea sau crearea unei falii între generații. În sensul că noi, dacă până acum am primit de la dascăl, de la prieteni mai mari, din biblioteci, am primit mesajul cu ceea ce înseamnă morala creștină, cu valorile culturale și ne-au ajuns din generație în generație, acum se produce un hiatus. Tu mi-ai trimis pe net știrea aceea cu o profesoară din Tallahassee, din America, care a fost dat afară pentru că părinții au făcut scandal. De ce? Pentru că profesoara săraca le-a prezentat copiilor din clasa a șasea una dintre marile capodopere ale umanității,
David al lui Michelangelo. Și aia a fost obligată să-și părăsească postul pentru că a fost considerată de către părinți obscenitate. Deci iată ce ajunge generația asta. Cu copii făcuți de proști, că asta e, ce să mai... Când un părinte îi spune la aia că ai arătat David, înseamnă că arăți o vulgaritate, băi, înseamnă că-s părinți foarte proști. Deci se rupe fluviul ăsta de cultură dintre generații. Se oprește ștafeta culturală de care noi probabil se ultimii care am profitat de asta. Pentru că acești tineri nu vor mai ști nimic despre adevăratele valori ale umanității. Și atunci vor se vor da cu trotineta, vor folosi ChatGPT și pentru șobolania grași și de la Davos va fi foarte ușor să împartă banii umanității. Deci cam asta e. Deci există o parte bună, dacă se merge până la capăt, că oamenii ăștia vor trebui să reînvețe să muncească, bă, că nu mai știu să muncească, mă. Nu mai cară un sac, nu mai știu să facă nimic, bă, se spadit la terase și cu telefoanele în mână și vor să lucreze de acasă. Deci ăștia vor fi cei care vor trăda mersul înainte al umanității. Și dacă se rupe asta și oamenii vor reînvăța că existăm pe pământul ăsta, trebuie să ai niște coduri morale, niște coduri culturale, atunci noi vom fi pierduți dacă ei nu vor reînvăța, nu vor reveni la matricea umană a dezvoltării planetei. S-a întâmplat ieri un eveniment despre care am povestit, chestiunea cu contesa digitală. Îl știți, nu? Așa, cu asta, Ana Morodan, cred că o cheamă așa. Jos labele de pe Ana Morodan. Da, jos labele de pe Ana Morodan. Astăzi Ana Morodan, încercam să găsesc acum, a dat publicității, nu știu, un text, cum să-i spune, a dat publicității, a scris, da, în care practic își pune cenușă în cap. Zice așa, pentru copiii și tinerii care mă urmăresc și care visează să fie și ei influencer, nu faceți ca mine, zice. Să nu vă credeți mai puternici decât viața, să nu vă lăsați seduși de celebritate și să riscați totul pentru asta. Să nu vă faceți că zâmbiți și că sunteți fericiți, că nu mai e niciun pic de soare în viața voastră, nu merită. Pentru toți ceilalți am greșit, îmi pare rău că v-am dezamăgit, sunt recunoscătoare că n-am făcut și mai mult rău. Am vrut doar să fiu o fată iubită și fericită. Acum mi-aș dori să fie posibilă o lume ca într-o poveste pe care am auzit-o odată, nu știu ce. Fiți blânzi cu cel care a greșit, îl ajută să se reconecteze la natura lui adevărată, cea bună. Aveți grijă de mintea și sufletul vostru. Foarte frumos, domnișoară. Într-o civilizație iudeo-creștină, să ierți păcătosului și să îl ajuți pe cel care cade în păcat, trebuie să se întâmple. De-aia, valorile creștine, băi, influencerilor progresiști, sunt importante în lumea în care trăim, pentru că te învață să și ierți. Da? Ba chiar e o lecție, poate cea mai importantă din ceea ce înseamnă viața unui creștin. Adică noi iertăm. Bă, dar nu vreți voi, mă, să iertați și pe unii care, cu care ați fost extraordinar de intransigenți, mă, așa, de-a lungul timpului. Adică dacă e un politician sau dacă e un altul, de exemplu Buhnici, mi-aduc aminte. Bă, frate, când Buhnici la beții, acum dă prost că nu dă băiat deștept. A zis, s-a luat-o pe nevastă, s-a prezentat, a făcut o chestie. Mamă, 3 zile și 3 nopți au urlat, băi, televiziunile. Că îți dai seama, a transformat femeia în obiect, nu știu cum, cu tare. Vă faceți aminte ce nebunie? Bă, da, Băureanu, când l-au prins ăștia la volan cu Băutran, nu mai era nici parlamentar, nici, dar era Băureanu. Bă, da, Ilie Năstase, ce-au mai aplaudat, bă, influencerii, bă, când l-a găsit poliția pe Ilie Năstase și ăla s-a început să certe cu polițistul și l-au pus pe jos și l-au încarcerat și i-au pus pătușe și una. Da. Bă, ce mai aplaudați, bă, pe vremea? Acum ne cereți toți, am văzut, mai ales după această scrisoare a Anei Morodan, foarte frumoasă, alminter, și plină de
Eu sper că a făcut, e cu sinceritate scrisă, sper numai asta, ne cere să fim iertător cu ea și e foarte bine. Da, eu sunt iertător cu ea și zic că poate o fată nefericită care a găsit și-a un strop de fericire, uite, pot să fiu și poet dacă vreți, așa cum zice ea, da? Era de la țară, era așa, dar a găsit o bucată, rețeaua de socializare i-a ajutat-o să devină influencer, să câștige un ban, să pătrundă într-o lume la care nici nu visa să pătrundă în urmă cu niște ani. Bă, dar n-ați vrea voi așa să vă întoarceți puțin, repet, la ceea ce înseamnă ideea de a ierta, la faptul că, bă, dacă nu există învățătura creștină, nimic nu e, ca să zicem, o vorbă mare. Adică mai dați-o dreacu, bă, pasta cu progresismul și cu toate nenorocirile voastre, v-ați transformat toți în judecătorii lumii de astăzi. Că uite, vezi, Dumnezeu nu bate cu parul, bă. Pă toți la un moment dat ne pune viața în genunchi, într-un moment sau altul. Poți să fii odată sus și vă spun inclusiv din experiență proprie. Și pac, vine viața, îți dă o zmetie, puf, ești în genunchi. Bă, te ridici sau nu te mai ridici? Cine te iartă, bă, în momentul ăla? Toți ăștia care sunteți intransigenți dând în tastatură în fața unui computer. Nu vreți voi, bă, să vă uitați puțin așa la cum e viața de fapt aia adevărat? Acum nu vă dau eu lecții, că nu sunt în măsură, să spunem așa, și nici nu aș vrea să fiu vreodată în măsură, dau cuiva lecții. Dar n-ați vrea voi să vă întoarceți la ce înseamnă viața adevărată cu ups and downs-urile ei și să nu vă mai credeți niște zei așa care măturați cafarul, plajele întinse ale lumii în care trăim și dați sentințe și stabiliți că ăla e bun, ăla este rusofil, ăla este putinist, ăla este un nenorocit, ăla este, trebuie băgat în malaxorul cancel culture. De ce? Pentru că, ia uite-l bal, naibii, nu admite că, adică zice că e căsătoria alcătuită, o familie alcătuită dintr-un bărbat și o femeie și căsătoria. Vai de mine, cum să poate una ca asta, că noi știm mai bine și așa mai departe. Bă, aveți grijă, mă, cu judecățile astea de tip maniheist, alb-negru. Nu există, bă, nuanțe, bă, viața e cu nuanțe, bă. Azi ești influencer, Oana Morodan, toate firmele sunt la picioare, te roagă să le faci publicitate. Mâine ești cu cătușe dusă în fața unui judecător care vedem ce îți zice, că te-ai urcat beată, drogată și nu știu ce la volan. Da? E complicat. Deci, bă, care e morala? Te rog. Că Dumnezeu, da. Dumnezeu, în sfârșit, Dumnezeu, știi, e tot. Toți zic că nu există Dumnezeu și... Bă, și când se întoarce Dumnezeu și ce ai zis, mă? Ia tu un bobârnac. Deci atunci aș aduc aminte de Dumnezeu, de iertare. Până acum nu-și fac cruce. Nu jură pe Biblie. Bă, toți sunt puternici. Da. Toți sunt puternici, toți sunt ei în mijlocul vieții lor. Numai ei au decizii, ei știu ce-i bine și ce-i rău. Păi și deodată când le dă Dumnezeu câte una pe cap, le recomand tuturor cel care ne urmăresc, pentru că tot ziceam că prezentăm o carte, nu am la îndemână, dar este Răzbunarea lui Anthony Bloomfield, un roman foarte frumos, în care, să vedeți cum vine, întotdeauna când faci un mare rahat și faci ceva rău, bă, există cineva care umblă după tine, că-i pe pământ, că-i Dumnezeu, dar întotdeauna îi după tine și îți dă bobârnacul la momentul potrivit. De asta eu sunt siderat de siguranța acestor oameni și o siguranță falsă pe care le dau banii, mă, și lăcomia. Deci noi ne-am pierdut și ca națiune și ca popoare în general pentru că am cedat lăcomiei. Mă. Deci mai binele e dușmanul binelui. Asta uită toată lumea. Bă, fii mulțumit cu ce îți dă Dumnezeu, mă. Nu fă orice ca să ai mai mult. Fata asta, deci numai în cap nu am văzut-o pusă și goală pe mașină. În rest a făcut orice. De ce? Ca să aibă bani, ca banii să-i dea sentimentul de putere. Bă, îți dă sentimentul de putere când îți faci o rugăciune. Spune ierarhii, bă, mai faceți-vă câte o rugăciune, bă, când trece ziua asta. Mai faceți-vă câte o rugăciune. Asta îți dă sentimentul de putere. Dar neomarxismul, ți-am spus, că este un pericol pentru că acum, în momentul în care noi vorbim, ei luptă pentru a face un gol între generații. Ca această cultură iudeo-creștină, credința în Dumnezeu, marea cultură, marea artă,
Ai văzut și scrisoarea, tu ne-ai trimis-o a marelui... Serban, da, senzațional. Băi, frate, când ajunge o fată care are o diplomă de regizor să judece pe Andrei Șerban și pe Jordac, băi, a se lăsat. Dă-o un pis, da, băi, până unde poate să ajungă toți nenorociți ăștia anteniși care au depus unei diplome și a unui drog și a unui coniac, bă, încep să dea sentințe, mă, și nu știu să facă nimic. Lasă vină cea GPT-ul, mă, să învețe și pe ăștia. Să-și găsească, mă, servici. Nu așa, să câștige banii de pomană. Să o vezi pe Morodan dacă vine cea GPT-ul, că face chestii mai interesante ca ea. Deci, da, eu zic că... Care chestia e că eu, de pildă, mă îndoiesc față de voi că ea a fost sinceră. Pentru că ea a văzut doar că îi scade audiența. În ciuda faptului că televiziunile au umflat-o cu pompa, că asta știu să facă televiziunile, să preia o chestie și practic o... eu m-am uitat la ce mașină avea fata, știi, când am văzut-o în intersecție. Deci avea mașină de 50.000 de euro, avea haine scumpe cu tot la asta. Deci astea erau toate luate de pe urma unei tinere generații, pentru că dovada e că noi n-am auzit, eu n-am auzit asta de Morodan sau cum o cheamă până acum. Mă trebuie să recunosc că și tu ai iertat-o. Dacă ar veni, deci clar, dacă ar veni, deci la, Bogdan, că, dacă ar veni la tine să o iert, să iertau. Bogdan, deci, întrebare. Dacă ar veni la tine la ușă să bată, să zică, bă, Bogdane, mă ierți? Nu fac declarații publice. Dar eu îți spun că ea, de fapt, s-a arătat că există o plajă imensă de tânăra generație, că de aici aș extrogea ea fondurile. Hai, arată, Manule, lasă-ne până că suntem urâți, uite-mă, s-o vază lumea, ca să spunem așa, pe domnișoara asta. Deci eu vă arăt de pe Instagram-ul ei în timp ce zice Bogdan, da? Așa, eu vă arăt. Merită iertată. Da. Eu zic că merită iertată. Dovada e că n-am auzit de ea și asta eu atâta vreau să mai adaug, că există niște influenceri de ăștia care se scaldă în bani pe ei, deci uite ăla și eu n-am nimic cu ăla, nu știu, dar nici pe ăsta nu știam dacă nu dădea presa că Shelly ăla câștigă de cheltuiește 20.000 de euro pe lună, adică, și eu mă întreb, deci ăștia care se uită la ei și holbează ochii la ei, nu realizează că ăștia practic banii ăștia pe care aruncă și ce sfidează ei sunt de pe urma lor, practic ne prezentându-le nimic. Eu aș înțelege să particip la o chestiune în care să urmăresc nu știu pe cine, care îmi deschide ochii, viața cu tot și ăla câștigă de aici nu știu ce sume sau ce face. Dar să uită-te și tu la asta, deci întinsă pe o carpetă într-o piață și mănâncă și nu știu ce face, sau ălalt Shelly dă niște lecții de viață, niște direcții. Eu îți spun că fără ca să se creeze canale prin care ăștia să fie promovați, asta vreau să spun de fapt, ăștia n-ar fi nimic. Deci există canale prin care ăștia ies în față și care pot spun netavi, vin să-i spele pe creier, practic, pe ăștia din noua generație. Și sfatul meu este să se mai uite și ei ăștia înainte să vadă cam câți bani câștigă de pe urma lor, ce mașini au sau ce. Ca și frații tăi, tăia, pe lângă sistemul lor că practicau prostituția pe scară largă, câți bani luau de la fraier că le dădeau ei lecții despre economie financiară și lecții de viață. Deci, concluzionând, eu mă îndoiesc că ea e sinceră când își cere iertare, ci doar o fără de marketing, un nou marketing pe la... Praia. Păi da, mă, Bogdane, deci s-ar implementa mai cu râvnă acest chat GPT, tu îți dai seama câți din ăștia, nenorociți din ăștia, și-ar pierde tot auditoriu și implicit toți banii? Și băiatul ăla grăsuț, care ai zis tu, bă, ăla e un băiat grăsuț care n-are nicio, adică nu iese în evidență prin nimic și vorbește destul de greu. Păi, frate, Nu văd de ce i-ar urmări lumea. Și atunci vine CGPT-ul și îi scoate de pe piață, că ăștia sunt vai de capul lor. Și oamenii ăștia se apucă de muncă, mă, și văd cum este duși chelner, să speri vase, să speri pahare, pentru că de altceva nu sunt stare, mă. Altceva nu sunt în stare. Uite, în timp ce
În timp ce spuneai tu, mi-a scris cineva un mesaj că există o influenceriță româncă care are vreo 2 milioane și ceva de dăștea și care, fii atent ce face, aranjează cereale de-astea de lemănuși dimineața pe culori într-o farfurie, pune lapte și mai pune asta și arată ce mănâncă. Și are 3 milioane de Da, știu că s-ar putea să părem hateri, dar este totuși un moment în care e bine că am reușit să discutăm și acest subiect, pentru că, într-adevăr, e un fenomen despre care aș propune să mai discutăm la un moment dat pe larg. Acum însă tot le-am promis oamenilor că vorbim despre cash sau card. Vreau să vă arăt niște lucruri despre care de mult vreau să vorbesc. Manu, ți-am trimis niște fotografii, când te rog, când ți le cer. Bun. Robert, scuză-mă că te întreb, dar s-a încheiat emisiunea. Da, imediat știu, da, știu că s-a încheiat, da. Știi că din când în când vă mai rog așa să mai... Hai, încă puțin. La cererea celor care ne primesc. Eu mai am, adică eu stau, fac cu plăcere. Mai am și cafea, mai am și de fumat. Nu vin cu niște noutăți extraordinare, dar poate nu v-ați gândit la asta. De ani mulți, mai întâi au început tichetele de masă. Asta s-a întâmplat oricum prin anii, cred că sfârșitul anilor 90, ceva de genul ăsta, a fost o discuție. Da, că e în avantajul și al firmelor și al angajatului tichetele de masă. Și întotdeauna m-am gândit, bă, dar zic, de ce m-am naibit tichet de masă și nu-l cheamă pe om să-i dea bani, pur și simplu. Da? Și s-a explicat că, domne, știi că în formula asta angajatul reușește să economisească niște bani pe care nu-i mai dă de fapt la stat, e un soi de subvenție, da, ca să... Bun, știți ție tot procesul. După tichetele de masă au început voucherele de vacanță. Să vă spun că numai anul trecut, de exemplu, sunt vreo 350 de milioane de euro cu care practic statul român, cumva, prin aceste vouchere de vacanță, a și subvenționat turismul din România. Deci o subvenție mascată, așa, de care se bucură toată lumea, și angajații, și așa, pierdem toți până la urmă, e un mecanism de genul ăsta, dar asta e. Și am zis la fel, bă, dar de ce nu banii, da? Mai nou să dau tichete, vouchere pentru, nu știu, energie. Tot timpul apar niște vouchere, niște tichete, niște ceva. Firma la care am și eu carte de muncă, da, prin care fac în general și emisiune de televiziune și podcasturi și pe unde mă angajez și asta și nu știu ce, că există evident o firmă, îmi dă și mie niște tichete de... masă, să numesc și una, acum a apărut și o chestie, tichet cadou, o să vă arăt. Băi, și la un moment dat îmi atrage atenția de la firma respectivă administrator și spune, zice, da, aveți grijă, domnul Turcescu, da? Așa zic, la ce să am grijă? Să cheltuiți banii de pe etichetele respective, că ei expiră. Ce facem, mă? Am zis eu. Cum adică expiră? Păi da, zice, trebuie să-i cheltuiți până la 1 ianuarie, nu știu, 2024, că dacă nu i-ați cheltuit până atunci, aleluia. Bă, zic, ești prost? Cum adică aleluia? Păi da. Și mă uit, mă, în aplicația asta, aia arată mai întâi cum arată așa, că nu sunt niște sume foarte mari. Am și 182 de ron, pe așa, pe asta, da? Ăsta este, nu poți să-l mărești un pic, da? Și vedeți, acolo scrie expiring amounts, da? E o chestie de genul ăsta. Și dacă apeși pe acest expiring amounts, da, unde scrie see all, da? Bă, te duce în chestia asta în care acești 182,22 ron pe care i-am eu pe acest, poate nu-i cheltuiesc, bă, mă, n-ai, știu ce, expiră-mă la 1 ianuarie 2024. Deci ei am fost creditat cu acești bani de către firmă pe 17 februarie și la 1 ianuarie anul viitor, da, banii pe alt tichet, unul e etichet cadou și unul e etichet de asta, n-am înțeles niciodată care, mă rog, o chestie de genul ăsta, bun, plătesc pe la Kaufland, pe unde mă duc eu să-mi fac cumpărături la un moment dat cu el, așa, și ăsta, mă, și ăștia 219 ron pe care i-am pe cardul ăsta, pe, repet, de ăstea de tichete de masă și tichete cadou să numesc, știți despre ce e vorba, nu vă bat la cap, și ăștia expiră, mă, expiră la data de, arată, la 1 ianuarie 2024. Băi, fraților, e o discuție în momentul ăsta foarte puternică în toată lumea, multe podcasturi, dar și televiziuni clasice, am văzut și la CNN discuția, despre din ce în ce mai marea problemă legată de plata cu cash. Deci, atenție! Noi nu vorbim acum să ziceți, bă, la țară, la noi, nu o să poți plăti cu cardul dacă îi cumperi de la un sac de cartofi. Bă, nu despre asta e vorba. E vorba de faptul că dacă te duci astăzi în lume, o să repet treaba asta pentru că poate n-ați mai experimentat treaba asta de mult.
Dacă scoți $100 din buzunare Statele Unite ale Americii, ea cheamă poliția. Dacă te duci în Franța, în Germania sau și ai scos 100 de euro, bancnota, că nu o zic de aia de 500, aia nu mai e, aia era la aia de 500, te puneau jos angajații magazinului și 2-3 clienți veneau cu aia. De unde ai 500 de euro, turcescule? Mama măsii era, să zic, da? Dar casă, da? La momentul ăsta, tot ce înseamnă, dacă duci la bancă, îți depui niște bani sau o treabă de genul ăsta, să cer o grămadă de hârtii, de unde ai tu, mă, cash? E ceva suspect, ce faci? Vinzi curve, rinichi, da? Care este, de unde ai cash? De o nebunie întreagă. Mai mult decât atât, până nici cardul, deci asta cu cardul, ce am pus eu, card sau cash, e deja de domeniul trecutului. Deci toată lumea la ora asta plătește cu telefonul, ca să ne înțelegem. Adică n-ai să mai vezi, când îl vezi pe câte unul pe la magazin că a scos cardul, are peste 50 de ani. Da? Are, că nu știu, și-a instalat wallet-ul pe telefon, da? Fără discuții. Deci ăla ai dispărut cardul. Da? Mai nou, da? Și vă spun pentru că sunt chiar eu una, plătesc cu ceasul. Deci are ceasul, funcția prin care nici nu mai avea, am și speriat-o pe una la magazin, că nu înțelegea ce naiba fac. Da? Ne-am apropiat ceasul de POS, am plătit. Aia zice, aaa! Da. Zic, ce? Zic, am chip. I-am băgat o pasta la una. S-a uitat la mine, era aproape îngrozită. Zice, cum adică aveți chip? Da, cu tare, nu știu ce. Zic, am un chip, zic, băgat aici, cu tare. Am lăsat-o să creadă chestia asta, am vrut să văd ce fac. A luat-o pe aia, auzi, fă ce zice ăsta care chip. Pe aia de lângă ea, de la casă, nu știu ce. Pentru că m-am apropiat mâna și am zis, gata. Într-o zi o să-mi scriu pe mână, chip. Înțelegi? O să apropii așa de, la un moment dat, de POS, da? Și o să zic, uite, am chip, pac, nu știu ce. Deci e o nebun. Deci e demență. Dar, dincolo de glume, miștouri și alte povești, plata cu cash, băi, va deveni o raritate. Va deveni o raritate, ba chiar s-ar deveni o imposibilitate. Mai mult decât atât, îmi atrăgea atenția, într-un editorial, Răzvan Ioan Banchi, și asupra unui lucru. Voi ați văzut că în București, dacă ai parcat și n-ai telefon la mobil, la tine, n-ai, pentru că, nu știu, insta, mă, l-ai uitat acasă, dar ai uitat telefonul mobil acasă, nu-l ai. Sau n-ai telefon mobil, bă, mai sunt și oameni în lumea asta care n-au telefon mobil sau n-au smartphone. Au un telefon mobil de la cu taste mari, că poate schiori, cum e Bogdan Chireac, de exemplu, eu nu știu cum plătește la parcarea, de exemplu, da? Are telefon cu taste, n-are smartphone. Bine, eu știu de ce n-are smartphone. El a rămas cu de-alea, cu Ericsson, după vremuri. Ericsson. A făcut el afaceri, alea, Motorola, nebunii, mă rog, închidem paranteza. Bă, frate, nu poți să plătești parcarea decât dacă trimiți SMS la nu știu ce și... Bă, dar poate n-am telefon mobil. Unde e parcagiu, mă? Unde e parcometru să bag banul? Banul, mă, am 20 de lei în buzunar, vreau să plătesc parcarea, mă. Unde e, mă, parcometru? Păi nu e. Nu, asta e o metodă de supraveghere, da? Aici unde e, mă, parcagiu, bă, pe ăla să-l plătesc? Deci, atenție, cum la ora, știe, ne îndreptăm cu, în pas alergător, marș, către momentul în care a avea cash în buzunar înseamnă că n-ai ce raha să faci cu el, mă. Cam asta este ideea. Ba că n-ar ăla să-ți dea rest, ba că n-ai unde să plătești cu cash, că n-ai ce să faci cu el la un moment dat, da? Și atunci situația devine al naibii de complicată, pentru că s-ar putea într-o zi banii de plastic sau pe plastic pe car să expire, așa vor decide ei la un moment dat, n-ai cheltuit până la data de 1 ianuarie 2024, pac, la revedere, trebuie să cheltuiești, e cheltuit? Bine, nu e cheltuit, la revedere, pandele. Sau, la un moment dat, poți să plătești, noi plătim comisioane non-stop către bănci în momentul în care folosim un card, da? Noi, angajatorii, noi, emitentul card, o poveste de genul ăsta. Dar de ce? Păi cu cash-ul nu, tată. Îl am în buzunar, am 100 de lei, ți-am plătit 7 lei pe cartofi, da? Am rămas cu 993 de lei. Punct. Da? Sau cu 93 de lei. Da? Robert, dacă am lucrurile sunt și mai simple. Te duci numai, gândește numai la fenomenul ăsta că băncile, dacă zice că nu știu ce ai tu, băncile automat, fără să verifice, fără să știe dacă ANAF are dreptate sau nu, că tu s-ar putea să dai în judecată ANAF, păi îți blochează conturile. Da. Și asta extrapolând, asta înseamnă că oamenii ăștia pot să facă cu viața ta oricând, orice. Deci ești captiv a unei rețele în care niște băieți pot să îți influențeze viața cum doresc ei.
Aici Bogdan are, că am mai discutat într-o emisiune și el știe cum s-a ajuns la asta, așa că nu o să... Deci asta e încă o metodă de control a destinelor individuale. E foarte frică dacă nu au sub control tot și nu au un șurub cu care să strângă. Că dacă nu ești cu minte, spune, domnule, tu ai cumpărat la o lege, n-ai voie să cumperi mai mult de nu știu ce, decât 10 țigări. Și spune, băi, tu ai cumpărat 15 țigări. Marci de aici, nu te... Și nu-ți mai primești, poți să te piși pe banii care îi ai. Că ei sunt coordonați de alte puteri și alte entități care știu să te regleze din acordul fin. Da. Bogdan, tu de mult atentizezi pe ziua News și nu numai asupra acestui fenomen. Te rog. Și în momentul de față, în cât timp banii tăi, așa zis ai tăi, se află în bancă, nu vreau să intru în legislație scurpoasă bancară în chestii de astea, prin contract, de la înființarea contului, banii aia nu-ți mai aparțin, banii sunt ai bănci. Deci banii cu care ești plătit prin contul și tot cât timp nu sunt cash în mâna ta, nu sunt banii tăi. Ca să ne înțelegem. Deci banca, când tu scoți din bancomat niște bani, banca îți dă și păstrează comisiunea și îți dă din acel cont care chipul e al tău, dar de fapt e al băncii, îți eliberează niște bani contra cost. Banii, deci repet, nu ți aparțin. Acum, nebunia e generală că... sau uite, îți dau altă idee, altă informație. Dacă te duci, vinzi o mașină, o nenorocită de mașină pentru care ai 5.000 de euro, să zicem. Ia. Și te duci la bancă să depui banii, păi completezi formulare, întregi să explici de unde ai banii, ce s-a întâmplat cu ei, de unde au revenit. De unde? Dacă din potrivă te duci să scoți 5.000 de euro, că nu poți să te duci să-i scoți din un bancomat și te duci la bancă să-i scoți, să ții tu o mașină de la cineva, iară dai o serie întreagă de explicații la ce trebuie banii, ce faci cu ei. Orice tranzacție deja care este ajunge la 10.000 de euro este la oficiul de supraveghere a banilor, se caută traseele banilor, de unde au venit, ce s-a întâmplat cu ei. Deci deja controlul există și așa. Dar de ce vor să se elimine cash-ul? Ai văzut? Deci de la începutul anului în România prima chestiune a venit că oricine își comandă, nu știu, la de-astea online și vrea să plătească cu cash, curierii, deci a ajuns acolo, deci curierii transmit la ANAF toate cheltuielile și toate cumpărăturile care s-au realizat pe cash, da? Deci tot ce apare aici. Deci o chestie de control absolut. Adică să vedem cine are cash, cine ține cash-ul acasă sau de ce plătește și nu plătește cu online, ceea ce deja e foarte periculos. Dar, deci de ce se urmărește treaba asta? Când te duci către economia circulară pe care o doresc ăștia de la Davos, deci vine Schwab cu toată gașca și nu Schwab, ci cei care sunt în spatele lor. Așa, deci economia circulară practic vrea să aducă banii în niște servicii, adică banii, tu în momentul ăla l-am mai spus, îți închiriezi mașina, deci mașina e de tip sharing, de asta o iei de pe piață prin aplicație. Vrei să ai televizor acasă, plătești 25 de dolari, să zicem, sau de euro chiria televizorului. Dulapul, toate alea, apartamentele, deci asta este sistemul, nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți. Și evident că banii, pentru că sunt într-un sistem de închiriere permanentă și de circulație prin servicii, deci în această economie circulară, care la nivel macro e noua economie de tip cuantic, banii nu mai există și expiră. Deci banii sunt priviți doar ca un mijloc prin care tu, deci de tranziție spre acest comunism global, în care banii pur și simplu nu mai sunt, nu mai este fizic, nu mai este o reprezentare a lor printr-o hârtie, bancnotă. Deci această monedă fiat, practic, care nu mai are acoperire în aur, nu mai are nimic, tot va avea acoperirea în serviciile astea de închiriere și la un moment dat în fiecare lună sau la 60 de zile, la 90 de zile maxim, după cum, expiră. Deci, practic, trebuie să intri în sistemul de economie circulară în care cash-ul nu mai funcționează. Totul e pe bază de aplicații, exact cum ți-ai luat muzica de pe Spotify, de pe toate astea, plătești lunar abonamente și intri. Tot așa o să plătești lunar că vei sta chiria,
bunurile din casă, serviciile, mâncarea, absolut tot. Asta este economia circulară în care banii cash nu mai sunt folositori, iar ca moneda să nu mai fie nici măcar... Bogdane, stai așa, scrie unul, Tudor Ștefănescu, ce bate scâmpi e singura soluție pentru eradicarea corupției. Du-te, bă, de aici, cu sursa de eradicare. Asta e problema. Pleacă, bă, de aici. Du-te, mă, la gară, mă, la gară, băi. La gară cu tine. Auzi, mă, sursa de eradicare a corupției. La gară, băi. Mamă, Doamne, băi. Tu îți dai seama că sunt ăștia, iartă-mă că m-am enervat. Dar sunt ăștia, pe lumea asta există ei care cred că asta e varianta de eradicare a corupției, mă, înțelegi? Auzi, Robert, nici măcar Căveșii nu crede asta. Nici Căveșii nu crede asta, exact. Tudor, să, dar sunt din așa, mă, săraci, sunt nebinovați. Ia scrie, mă, câți ani ai, mă, sărăcuțul de tine. Auzi, mă, singura soluție pentru eradicarea corupției. Deci, Controlul absolut, puternic a fost propaganda asta. Să fie controlat absolut ca să se eradicheze corupția lui PSD. Așa era, mă, așa era și Morodan. Așa era și Morodan cu hashtagiștii. Uite acum cum apelează la iertare. Uite Morodan hashtagista cu corupția ucide. Uite acum cum e în genunchi săraca și face apel la creștinism și la valorile creștine și la iertare. Așa o să facă și băiatul ăsta. Corupția, până dă o mașină peste, Doamne ferește, nu-i doresc. Să vezi când dispitați, Doamne... Doamne, fă-mă bine, Doamne, că sunt... Dar ideea, cum poți să fii bă atât de... Bă, deci, asta este... Ce mă, ideea că ai banii până pe carduri, asta este eradicarea corupției, mă? Păi și ăla când o angajează pe piția lui acolo, mai nu e corupție, mă? Sau corupția e impresia că este numai că îi dă ăla, vine cu cash-ul, bă, cu valiza de bani și o pune pe masă. Hai de capul vostru. Robert, păi ăla când ține contractul ăla, bă... Pentru banii de plastic, contractul care e obținut... Păi, Robert... Aia, cum îl obține, mă? Vai de capul vostru. Bă, tu nu vezi, mă, cum... aia mă enervează. Băi, Tavi, dacă există, cum să spun, dacă în momentul de față lumea a luat o raznă, dacă, bă, este și pentru că au cu cine, mă, deci niște băieți care au rămas așa și mecheri, da? Normal că râd, mă, de toți tontălăi, că corect este nu tontălăi. Tontălei. Asta le spun pentru copiii mai tineri care ne privesc acum, da? Deci tontălău, de la? Robert, de la tont, e bine, era un personaj e bine că se eradichează corupția de pe card, cu ajutorul cardurilor, dar Ursula von der Leyen cu soțul ei frumos a încheiat un contract fără card, mai pe SMS-ul, exact, bă, înțelegi, cu vaccinul. Da. Bă, dar noi luptăm împotriva cash-ului. Deci ideea în sine e, cu asta termin, ca să, pentru cine n-a neurmărit și nu are în cap tâmpenia asta cu eradicarea corupției. Deci ținta finală e introducerea monedei digitale, a identității digitale și a portofelului digital. Deci practic în momentul ăla statul sau entitățile astea vor avea formă un control total de control asupra persoanelor. Deci în China urmează acum să se implementeze expirarea banilor. Deci de mult au ajuns la de-asta, plătesc cu fața. Am văzut că sunt foarte mulți fericiți care spun, mamă ce mișto că mergem în magazine unde nu mai e niciun vânzător, nimic. Plătești cu fața, banii, deci e cu totul nemaipomenit. Deci în China urmează acum ca până la sfârșitul anului în anumite provincii să se introducă expirarea banilor. Și cei care, uite, ne fac pe noi cu teoria conspirației și care spun că suntem ba putiniști, bă, să fie clar, toți ăștia, și chinezii, și rușii, și americanii, și cu toți, eu susțin de atâta timp, sunt înțeleși, ăștia din spatele lor, entitățile lor care ne conduc lumea, sunt înțelese. Pentru că când a fost cu vaccinul, nimeni n-a cârnit, n-au venit nici rușii, nici chinezii, nimic să spună că nu știu. Când a fost cu gripa aia de nu știm clar de unde a ieșit, ce s-a întâmplat cu aia, n-a venit nimeni. Acum, chinezii au aprobat, bagă banii digitali, monedele digitale sunt, da. Rușii au trecut prin Duma de Stat săptămâna trecută că implementarea monedelor digitale, da? Deci până acum de rușii cu chinezii le bagă. La Ursula von der Leyen l-a avut un direct pe Terheș, da? Care a zis că s-a dat votul acum vreo două emisiuni. Deci se bagă în Uniunea Europeană. La american se bagă. Deci ăștia care ne spun nouă că suntem cu teoria conspirației, dar lucrurile se petrec, adică noi le vorbim despre ele
și ele nu intră în aplicare. Uite o altă teorie a conspirației. Când am zis de orașele de 15 minute și atrageam atenția de Oxfordshire, acum e revoltă în Oxfordshire la aia că nu-i mai lasă să iasă din zonă și că tot și se practic s-au făcut celule de astea. Când le-am spus în emisiunea ta acum vreun an că în proiect pentru România la orașele de 15 minute sunt trei orașe, Bucureștiul, Clujul și Suceava, au zis că nu, că e o teorie a conspirației, că nu știu ce. Acum s-au aprobat 360 de milioane de euro pentru România să experimenteze în București, în Cluj și în Suceava primele forme, deci că nu să fie blocaje generale, dar primele forme pe cartiere, pe tot, de grupuri de-astea de locații de 15 minute, adică unde te poți deplaza pe jos sau cu bicicleta într-un interval de 15 minute. Să vedem ce o să se spună până la sfârșitul anului de noi, de teoria conspirației, și că, sau și aia e foarte bună, să strâmbim corupția, nu? Că dacă stăm în orașe de 15 minute... Nu, vreau să vă spun că există o metodă care se poate întâmpla într-o săptămână să nu mai circule niciun ban cash. În momentul în care va anunța Organizația Mondială a Sănătății că un virus periculos de tip SARS-CoV-2 se ia de pe bancnote. Deci în momentul ăla tu poți să ai bancnota în mână, să te duci și să-l rogi pe ăla din fața ta, pe vânzătorul ăla, să-i spui am 100 de lei, vreau un kilogram de cartofi, și ăla o să spună marci de aici cu bancnota aia, conține virusul în puțin din cauza căruia vrei să mă omori, da, nenorocitule, pleacă de aici, nu-ți primezi niciun fel de bani, dar vreau să mănânc, mi-e foame, dăm un kilogram de cartofi. Marși de aici, dacă n-ai card, dacă n-ai să plătești prin bani electronici, prin telefon, n-ai wallet, nu știu ce mai departe. Facial, povestea asta, nu-ți primezi nicio bancnotă. Și o să stai cu banii în mână, pentru că se va spune, nu primim banul, de ce? Pentru că transmite virusul SARS-CoV-7,3, înțelegi? Da? Și din momentul ăla, cel mult o să poți să ți-i bagi în fund. Banii aia, da, o chestie, mă rog, pentru cine... Știi de ce va fi posibilă chestia asta? E bună intervenția băiatului ăla pe care l-ai citat tu. De ce există astfel de oameni? Nebunia asta a început mai de mult. Când România a avut nu știu câte sute de mii de ore de ascultare ilegală a telefoanelor. Și erau unii tot așa astagiști care ziceau, și ce? Să mă asculte că eu nu am nimic de ascuns. Deci de atunci a început și acum există o mare categorie de trotinetiști care sunt de acord cu asta. Adică ăla scotrobuie prin chiloți și pe tine te interesează corupția, mă băiete. Tavi, stai puțin că mai e o chestie, iartă-mă, să mai adaug ceva. Mă zice o doamnă, zice Eugenia Todea, doamnă, zice așa, în cazul tichetelor cadou este normal să existe un termen de valabilitate, pentru că sunt anuale și se presupune că îl primești pe următorul. Păi mă, doamnă, iertați-mă, adică nu pot să îmi iau cadou dacă e așa și anul următor cu tichetul cadou? Bă, suntem nebuni cu toții, mă? Bă, nu, ăia sunt niște... Atenție, de ce trebuie să expire, mă? Bă, poate nu vreau anul ăsta să-mi iau nimic cu tichetul cadou sau cu tichetul de masă. Îmi iau anul viitor, mă. Aștept să adun, nu știu, un tichet cadou de 2000 de lei. Că poate vreau să-mi cumpăr, nu știu, o consolă Nintendo. Da? Și atâta cost. Da? Și, bă, vreau să-mi o cumpăr la anul, când să mai adaug. De ce trebuie să expire? Nu e ceva un pic la căpuț defect la noi? Așa că ne gândim că ni s-au dat niște bani, că tichetele astea sunt niște bani pentru noi, pentru angajați. Și ele, atenție, spun încă o dată, expiră. Bă, suntem nebuni cu toții? Expiră banii? Bă, dacă am în buzunar în momentul de față 100 de lei și o am din anul 2004, să zicem, da? A expirat cumva 100 aia de lei? Sau moneda, hârtia de 100 de dolari emisă în 1973 a expirat cumva? Păi suntem nebuni cu toții? Despre ce vorbim aici? Robert, există oameni și o să există din ce în ce mai mulți oameni care justifică toate abominațiile gândite de acești nemernici. Și o să se roage să fie controlați. Pentru că la ei nu a mai ajuns cultura solidă care a venit din secolul luminilor, a traversat generații peste generații și am ajuns noi care mergem în biblioteci și citim.
Deci faptul că se face hiatusul ăsta și se întrerupe fluxul cultural asupra oamenilor, care că și mintea umană, ca și cardurile tale de premiu, expiră. Dacă nu o ocupi cu cultură și dacă nu știi ce înseamnă drepturile omului, ce ai voie să faci fără să fii supravegheat și fără să fii împins de la spate, când se face gol, când Leonardo da Vinci și Michelangelo devin periculoși, când Shakespeare este scos din școli, băi, acolo se produce un hiatus care face loc acestor generații spălate pe creier, la care nu mai vine niciun flux cultural și ei vor fi apărători și rup cămașa de pe ei. Reamintesc faptul ăsta care e petrecut acum de curând cu fata asta, Morodan. Băi, frate, vă amintiți cum zicea ea de hașlac și de corupție și de tot? Și când îi dă Dumnezeu una peste cap, ai văzut cum face apel la creștinism și la iertare și la înțelegere? Deci ăștia vor distruge lumea, nu pentru că vor ei. Eu n-am treabă cu ei, nu-i urăsc. Dar faptul că nu s-au mobilat, cum ne-a ajutat Dumnezeu pe noi să moștenim de la generații de înaintași cultura și drumul spre marea cultură, ăstora li se va întrerupe. Se vor scoate toate lucrurile astea din școli, vor protesta părinții împotriva culturii. Și atunci se va crea omul nou pe care îl vrea și Ceaușescu așa de mult. N-a reușit. Ăștia vor să facă omul nou care apără încălcarea drepturilor omului, care sunt setoși de sânge, de pușcării, toată lumea. Băi, în toată lumea civilizată pentru delictele economice nu se dă pușcărie. La noi sunt ani întregi, mă. Deci pentru un delict de economic, bă, judecătorii dau 7-8 ani de pușcărie, mă. La altul lasă să lucreze cu brățară, cu orice. Dar noi sângeroși, toți sângeroși ăștia lipsiți de cultura mare a lumii, care nu mai ajunge la ei. Or, vrea sânge, atât știu. Până îi lovește Tavi, Dumnezeu și... Tavi, ascultă-mă un pic. Vreau să zic de o chestie care e next level față de China. Deci în Franța, într-un oraș, deci îmi scapă mie numele acum, dar e pe net, iată, sub denumirea de experiment social, au fost plătite 200 de familii, 200 de persoane, practic nu de familii, 200 de persoane, care unii stăteau singuri, unii cu familie, unii cu copii de diverse vârste, da? Și au fost plătiți ca să li se pună camere video în absolut toate camerele, inclusiv la baie, la duș, în dormitor, în bucătărie, peste tot cu astea, și să vadă chipurile ce reacție ar avea oamenii în timp și dacă se vor obișnui să fie supravegheți. Și ce au observat ăștia? Că în prima fază, deci pe scurt că a durat cam vreo 2 săptămâni, până când lumea s-a obișnuit total că sunt camerele de supraveghere și că sunt supravegheați fie de entități de tip smart, de pildă inteligențe artificiale sau chiar de persoane, de oameni. Deci cam vreo 2 săptămâni a durat și se descria pe zile. Deci în prima zi șopteau prin casă, vorbeau, firește că aveau și microfoane și camere. Se ascundeau, treceau prin zonele alea, mergeau, dar era toată casa monitorizată, holuri, baie, cu tot. În baie și în duș intrau și făceau duș cu chiloții pe ei sau cu diverse de chestii de genul ăsta. Și au constatat că după 2 săptămâni, oamenii vorbeau normal în case, după aia vorbeau, intrau la duș, la baie, se dezbrăcau, își făceau nevoile, deci cu toate astea și, repet, în Franța, deci a fost contracost. Și după care, după experimentul ăsta, mi se pare că încă e în derulare, ca să vadă după nu știu cât timp cum evoluează. După experimentul ăsta a fost o reacție, dar care a fost imediat înăbușită, inhibată, prin care se spunea că sistemul a apărut și a fost luat din China, dar unde nu se ajunsese să fie supraveghere și în baie și în toate astea. Dar fii atent! Deci, la ce a folosit în China și cu astea? Deci, în anumite zone din China, nu peste tot, nu generalizat. Adică sistemul de inteligență artificială recunoaște, de pildă, dacă ești în dormitor și faci sex. Și e interzis, pentru că nu ești decât, trebuie să fii programat la într-o anumită zi sau într-o anumită perioadă, dacă vrei să ai copil, nu poți să-l ai pe al doilea și așa mai departe. Dacă mănânci anumite mâncări pe care le gătești în bucătărie și cu astea, iar e supravegheat și ești amendat și pierzi din credit.
Deci a circulat la un moment dat pe WhatsApp sau prin alte zone un filmuleț, nu mai țin minte cum se cheamă, mi l-a dat și Tavi, cred că mi l-ai dat și tu sau ți l-am dat eu, în care, aduce aminte, vine unul la Fratisul dintr-o altă zonă și fumau în baie, da. Super, da. Și beau și mâncau în baie și fumau pentru că toate era supravegheat, toate erau cu credite cu tot și la un moment dat ai văzut și când vrea la să părăsească zona, nu mai putea să iasă dacă nu plătea amenda sau asta. Deci tot ce era atunci în film, acum un an, că filmul asta am vrut să spun, are vreun an și ceva vechime. Băi, deja în anumite a devenit realitate. Cine? Orwell. Da. Big Brother e aici. Deci au devenit realitate. Deci până la pasul ăla în care o să vină cumulat de la OMS pe pandemie de obezitate, pandemie de hipertensiune și o să fie supravegheat la case ce-ți cumperi, acasă ce-ți gătești, o să vină ideea că pentru bunăstarea planetei, că suntem prea mulți, nu ai voie să faci sex decât odată la 3 luni, că altfel te vede ăla și te amendează și te dă afară și nu mai primești banii, că îți expiră banii. Deci cine nu înțelege că moneda digitală este cel mai mare instrument de control, abonamentele prin care îți iei, ai subzistența și toate astea, adică băieții buni și... au de-a face cu de toate, iar răi nu mai au de-a face cu nimic. Deci moneda digitală, identitatea digitală, portofelul digital, sănătatea digitală, cu tot digitalizarea tuturor domeniilor, este cel mai mare sistem de control pe care îl pot avea. Noi dacă vorbim în acest podcast și suntem supravegheați direct cu tot și avem pe cuvinte cheie ce vorbim cu tot și pierzi în credite sociale, nu mai poți să mănânci 3 zile. Ceva. Nu stai o secundă, Dane, nu știu vreau să mă... dacă se elimină corupția, suntem într-un câștig uriaș. Tavi, eu atâta îți spun, că mai vreau să spun astea tinerei generații care zice că ce bun e sistemul și că să... Noi, eu, Comaroni, Tavi, Oandră și Robert Turcescu, băi, am jucat în filmul ăsta. Se chema Comunism. Numai că nu era smartizat, nu era timp. Deci noi ne îndreptam, noi ne îndreptam spre o distopie. Exista nomenclatura deja, niște elite care se angajau să puneau în funcții cheie și luaseră tot. În schimb ce noi, pulimea, eram tunși, hăituiți pe stradă, duși dacă aveai o chestie de libertate, dacă aveai vreo treabă. Ni se dădea bere cu zoaia. Stai o secundă că e instructiv ce zic. Să te completez. Tu ai fost și legat de calorifer și bătut, dar eu spun la fază. Ideea că se lasă-mă o secundă că mă întrerup, e foarte important. Completează-mă, hai. Deci se preconiza, nu știu dacă își mai aduce și voi aminte, ca la țară erau dărâmate case și s-au construit, mai vedeți și acum dacă treci prin sate, blocuri. Blocuri în sate. Acolo se prezuma ca la fiecare parter de bloc să fie cantină. Deci exact ce vor ăștia. Să mănânci la cantină, să nu mai faci cumpărături, să nu mai te vii de la muncă și dormi și te duci la cantină, mănânci și te duci la televizor. Erau televizoare în săli mari la parterul blocurilor. Te rog, continuă. Nu erau tavii la București, circurile foame în care urma să te duci cu sufertașul la anumite ore și să-ți dea mâncare. S-o faci. Deci noi am jucat în filmul ăsta cu supravegherea unui aparat de securitate, că nu erau atâtea camere, dar erau atâția securiști, turnători și informatori și cu toți, și ți se ascultau telefoanele, se urmărea corespondența, tot. Deci nu am avut o chestiune smart, dar noi am jucat în filmul ăsta. Deci orice societate, că e marxistă, neomarxistă, merge spre comunism, merge spre acel ce numesc ei totul la comun, bunul întregului popor, bunul tuturor. Deci practic și asta se urmărește, deci în faza asta, pentru că și Ceaușescu spunea că societatea multilateral dezvoltată și înaintarea spre comunism, în tezele lui, spuneau că în acel comunism nu vor mai exista banii. Și practic se ducea Comaroni, că avea nevoie de un frigider, se ducea la depozitul de frigidere și își lua un frigider care îl dădea Partidul Comunist să-l ducă acasă să-l folosească. Te ducea să-ți dea mâncare, să-ți dea televizorul pe care trebuia să-l ții, sau prin toate astea. Deci sistemul ăsta care acum doar este smartizat, cu camerele înlocuiesc toate supravegherile. Tot nu s-a renunțat la avertizorul de integritate. Pe vremea noastră se spunea turnător.
Îl aveam și noi pe da. Avea și acum tot. Da, bă, dar lumea exact ca nătărăul ăsta de aici care zicea la un moment dat că astfel se elimină corupția, lumea aplaudă, mă, la povestea asta cu avertizorul de integritate. Tu îți dai seama, deci asta e lumea în care trăim. Deci sunt unii săraci atât de eu îi și compătimesc, vorbesc sincer, știi? A, da, serios, îți decompătimit. Vorbesc serios, decompătimit, pentru că, bă, li s-a băgat în cap, ei nu se mai trezesc, ei trăiesc în această iluzie, înțelegi? Ei încă să o iubesc pe Fiodor, de ce? Au chestia asta, ar, înțelegi? Ei nu Robert, se mai trezit niciodată din toată treaba dacă asta. Ar fi avut, dacă ar fi avut o cultură solidă, sau măcar precară, n-ar mai fi avut loc în cap să li se bage asta. N-au, de mă, asta e frică. Cum să spun? Este cu 150 de semne ca la Twitter, înțelegi? Mai mult de atât. Dacă le-ai dat mai mult de 150, ăla nu e întâmplător trecut acolo la cu 150 de semne. Atât, no, ăștia, băieții ăștia atât mai rezistă să citească. Ce e peste 150 de semne, le dă o stare de disconfort, știi? Și atunci atâta, asta este, baf, 150 de semne scurt cu tare. Cum, Doamne iartă-mă, să citești despre, să te cultivi, să înțelegi că există niște pericole, că dacă tu nu ai poți decât 150 de semne, că după aia obosești, îți obosește creierașul. Nu mergi. Și atunci o bași pe asta. E singurul mod în care se poate eradica corupția, da? Eliminarea cash-ului, da? Băi, păi nu ți se face o milă. Păi așa, gândește-te că pentru ăștia introducerea certificatului ăluia verde de sănătate era singurul mod prin care se eradica virusul. Care da, mă! Nu s-a deci ăștia când le vor spune fără cash vom fi mai sănătoși pentru că pe cash este SARS-CoV-7 și vă îmbolnăviți și muriți, ăștia își vor arde banii pe care au în casă. Deci, dacă au vremea, acasă 1000 de lei, îi voi arunca în grădină și vor spune să scăpăm de virusuri, de măsa, de bani. Deci, la vremea respectivă, greu ăsta, David, o secundă, deci atâta vreau să adaug. Deci la vremea respectivă oamenii ăștia ne urmăreau unii dintre ei și nu înțelegeau cum de pildă tu, de pildă, Davi sau Robert, erați vaccinați, eu nevaccinat, dar vorbeam împreună și ne ridicam împotriva limitării drepturilor și libertăților exact. Și tot ce care se întâmplau. Pentru că ăștia trăiesc într-un clopot de sticlă, atâta mai zic, Davi, că cea mai mare iluzie care se bagă în cap, că noi în Europa suntem, bă, buricul lumii și suntem într-un clopot de sticlă. Ăștia chiar cred că noi în Europa putem salva planeta, mă, dacă mâncăm lăcuste, dacă oprim mașinile pe combustibil, bă, te apucă râsul, mă, te uiți pe hartă, suntem a 20-a parte ca suprafață, sau nu știu cât dracu' e toată Europa aia, din tot ce e planeta, și ăștia cred, mă, o cred pe Ursula, cred pe Biden, cred pe toți, că dacă noi înlocuim mașinile pe ăla așa, dacă nu se mai bășesc vacile, dacă oprim vacile, dacă terminăm cu scoicile acum mai nou, cu toate alea, cu tot, deci li s-a băgat în cap și asta înțeleg ei, că ei în Europa, ei salvează lumea, mă. Ca să vezi cât îți de proști, pentru că lor li se prezintă toate măsurile astea împotriva drepturilor fundamentale ale omului, bă, ca niște măsuri care îi protejează și îi ține în siguranță. Deci ei sunt contopiți, sunt topiți după siguranța vieților, bă, de trotinetiști. Bă, ei nu riscă niciodată nimic. Ăștia sunt oameni care n-au riscat niciodată nimic și mor de siguranța vieților de căcat, cu trotinetele și cu laptopurile și cu telefoanele în mână. Și își pun post care trăiesc într-o viață paralelă și își pun numai gogoși și animăluțe și marea lor siguranță constă în faptul că nu o să mai poată să-și pună pisica pe Facebook, mă. Eu nici nu știu de ce, la ce țin ei așa de mult și de ce vor atâta siguranță. Că nu fac mai nimic, bă, frate. Absolut nimic. Decât singura chestie pericoasă e că se duc ca imbecilii cu trotinetele pe trotuar. Bogdan, mulțumesc foarte mult pentru astăzi. De ce? Că e a treia oră, acum începe. Da. E foarte important că am ridicat acest subiect. Eu spun din nou, asta pentru că, vedeți voi, deci acum 2 luni de zile în acest podcast, Andronic și Curea vorbeau cu un om
care a ridicat problemele despre care vorbește abia astăzi, după două luni de zile, și Ciucă, și vorbește doar pentru că a venit ăsta al Poloniei, că altfel tăcea în continuare. E un fel de a zice că Ciucă vorbește. Da, mă rog. Astăzi, ai dreptate. Astăzi noi ridicăm un subiect, l-am mai atacat în câteva rânduri, legat de dispariția cash-ului, care, repet, nu e un subiect că l-am inventat noi și că vrem să fim, nu știu, alarmiști sau conspiraționiști. Nu. E un subiect despre care, o să vedeți, încep să vorbească din ce în ce mai multe podcasturi, mai ales în străinătate, evident, oamenii încep să se îngrijoreze. Apar din ce în ce mai multe situații de genul ăsta în care dacă plătești cu cash, ești suspect. Dacă folosești bani cash, ești suspect. Dar sunt și momente în care, având cash la tine, nu poți să plătești deloc. Deci n-ai unde. Nu ți le primește cineva. Am nenumărate relatări, le găsiți aici pe chatul de la acest podcast, în care oamenii spun: în Marea Britanie, ce, m-am dus să plătesc chiar cu 50 de lire și ăla s-a uitat suspect la mine în momentul în care a văzut bancnota de 50 de lire. Da. Sunt din ce în ce mai multe astfel de situații. Și repet, e de ajuns, gândiți-vă la acest scenariu, ca mâine OMS-ul să spună: am descoperit pe bancnote în întreaga lume un virus extrem de periculos, se ia doar la atingerea bancnotei. Deci de azi înainte vă recomandăm, va fi doar recomandare, dar deja panica se va fi instalat, să duceți, dacă aveți cash, banii la bancă, unde te vor aștepta niște de aia îmbrăcați ca în pandemie, cu combinezon, cu mănuși în mână, nu va exista contact cu banii. Tu te duci, depui acolo toți banii, ei îți dau pe card banii de digitali. Și gata. Din momentul ăla s-a terminat. S-a terminat cu chestia. E foarte simplu. Păi, se rezolvă rapid. Bine. Rapid de Robert, tot se rezolvă. Nu da. Înțelegi nimic, dar vom elimina corupția, mă. Da, vom elimina corupția. Jos corupția prin jos cash-ul, pentru că în felul ăsta este cu jos corupția. Bă, ai să râzi, dar asta este o idee pe care ăia de la USR, Tavi, piticii tăi de grădină, dragi, o îmbrățișează cu mare aplomb. Înțelegi? A, știu, da. Dar nici nu mă așteptam. Deci ăia cu Soros și cu toate... Din 1371 de voturi la întrebarea cash sau card, 90%, da, vă arăt aici ca să fie lucrurile clare, 90% au zis cash. Asta îmi dă speranța că în comunitatea podcastului platformei Hai România, unde suntem deja 105.000, așa, avem 90% dintre ei oameni care înțeleg despre ce este vorba. Ceea ce este, mărturisesc măcar în acest colț digital, reconfortant. Adică semn că vorba cântecului: gândim la fel, simțim la fel, chiar dacă uneori ne mai și contrăm, dar e bine că ne contrăm, dar uite că putem să facem acest lucru și să fim totuși pe aceeași lungime de undă când vine vorba de lucrurile cu adevărat importante. În rest, sigur. Până joiasa. Mulțumesc foarte mult, Tavi Hoandre, Bogdan Comaru. Doamne ajută la un toată podcast lumea. High Life cu Turcescu de joi, ca de fiecare dată, cu un succes extraordinar, pentru care mulțumesc celor doi prieteni și de asemenea mulțumesc tuturor celor care sunt alături de noi pe canalul de YouTube Hai România, unde vă invităm să vă abonați. De asemenea, să dați un like acestui podcast dacă v-a plăcut discuția, pentru că în felul acesta ajunge să fie vizionat de mai mulți români și nu numai români, poate, și în general de oameni care ar putea avea măcar o tresărire, ca să nu zic o iluminare, nu, Doamne ferește, o tresărire auzind această discuție și zicând: bă, stai că poate ăia trei nebuni au și un pic de dreptate. Și dacă am reușit să-l tulburăm pe unul de ăsta care a crezut până acum că el combate corupția prin eliminarea cash-ului, îl tulburăm așa, adică la un moment dat să aibă un frison, scurt, nu mult, adică nu vă închipuiți că rămâne așa frisonat o jumătate de oră, nu, un pic așa, îi trece de la curs spre cap așa la un moment dat, un pic un frison, îl clatine așa și zice: bă, s-ar putea poate un pic de dreptate, tot e un mare, foarte mare câștig. De-aia zic thumb up, apăsați butonul ăla acolo și să ne vedem sănătoși în următorul podcast. Până atunci, m-a întrebat cineva aici: dar de ce plătești cu ceasul sau cu telefonul? Bă, uneori plătesc cu ceasul, cu telefonul, dar, pe bune, mă, dacă mă cauți în portofel, eu am cash, tată.
Deci nu plec. Miroșa prost, mă, în momentul în care n-ai cash. Deci, bă, te duci cu o gagică la restaurant, te duci cu nevasta, te duci cu copilul, te duci pe undeva. Trebuie să dai un bacșiș, o cutare, scară ăla la hotel, bă, la un moment dat, bagajele. Ce faci, mai tragi cu cardul până cur? Cum îi dai și lui o șpagă la un dacă ți-a cărat valizele că cu tare ca una alta, da? Te ajută la un dacă unul, bă. Asta e corupția. Bă, mi s-a întâmplat o grămadă de ori, am rămas cu mașina în pană, mă, din diverse motive. Nu, s-a întâmplat ceva la... Și a sărit, bă, un din ăla, un om, m-a ajutat, m-a ajutat să împingă, m-a dus el, săracul, să-mi fac roata la un moment dat, la prima vulcanizare, dacă n-aveam rezervă sau ceva de genul ăsta. Bă, dacă n-aveai în buzunar un 20, 30, 50, 100 de lei, ce rahat făceai, mă? Cum îi spune ăla? Eu atâta mai vreau să adaug la ce ăștia cu corupția. Așa. Mi atrag atenție că SEAP-ul din România este cea mai mare spălătorie de afaceri cu statul și de corupție. Deci, nu, și aia nu lucrează absolut nimic. Totul e doar digital. Electronic. E doar digital electronic, într-adevăr, da. Da. Și totuși ăștia cu corupția se gândesc la Madame Ursula da. Și la 3 SMS-uri, fără card, fără nimic, fără cash, au făcut niște miliarde de la toți cretinii și tocmai de la trotinetiștii noștri, care au luat în avans. Uite, domnul Voiculescu, prietenul Robert, de ce nu spune... De ce au comandat, mă, atâtea vaccinuri? Vaccinurile, mă, da, exact. Băi, deci cu pe contractele alea n-a fost nevoie de niciun cash, mă, înțelegi? Alea anonimizate de Marea Comisie Europeană pentru achiziția de vaccinuri, mai alea de nu știm cum arată. Sunt făcute vorba lui Tavi, nu bă cu cash. Cea mai mare afacere de corupție a ultimilor ani, și anume achiziția de vaccinuri la nivel mondial, da, nu s-a făcut cu cash. Sunt absolut convins. Deloc. Nici păgile. S-a făcut prin SMS-uri care au dispărut, ce să vezi, de la companiile de producătoare de vaccinuri către doamna Ursula, da? Și prin alte metode din care nimic n-a fost cu cash-ul. Deci lăsați, mă, cash-ul. Eu zic că ăștia care vor să ne apere de corupție, să monteze câte ăștia un chip. Să-și monteze câte un chip. Și băieți, vă spun eu, un grup de 50 de ani, înțelegeți așa, băieți, ăștia mai tineri, 20 ceva de ani care se acolo. Bă, dacă n-aveți cash în buzunar, mirosiți-a proști, mă, în momentul în care vă duceți cu o gagică la restaurant, unde vreți voi să vă duceți? Bă, mirosiți-a proști, da? Deci, auzi, bă, voi să aveți tot timpul cash în buzunar, băi, nătărăilor, cash. Ca, da. Ca să-l parafrazez pe Tavi dintr-o altă chestie, o să zic așa, bă, cu card știu toți proști. Da. Bravo, gata. E regulă. Hai. Să fii sănătos. Nu uitați, răzbunarea de Anthony Bloomfield. Mai e o fază. Fii atent. Banii ăia de au luat Ursula și cu tot, n-au expirat. Au expirat doar vaccinurile. Bravo, bravo. Bun. Asta e concluzia zilei. Bravo, Comaroni, încă o dată. Gata. Mulțumesc, Tavi. Mulțumesc, Bogdan. Mulțumim tuturor. Pa, pa. Mulțumim tuturor. Ciao.